Bună ziua, prieteni. Bine v-am găsit sau ne ați găsit la al treilea episod al podcastului Colecționarul de istorie. Suntem Andrei Pogăceaș, istoric, doctor în istorie. O da. lucrare luată pe uh, armatele fanariote și războaiele ruso-austro-turce din secolele 8, 17 18. 18. 18. No, no, numai 18. Bun. Uh, asta pentru cei care au întrebat uh, Domnule, ce a scris Andrei și a, ce studiare, Le are, așa. Imediat. Și Matei Udrea, un jurnalist pasionat de istorie. Astăzi o să facem un episod pentru care probabil o să ne luăm foarte multe înjurături. O să discutăm, prieteni, despre campania din 1916, campania României din 1916, patru luni foarte intense din intrarea, practic, intrarea României în primul război mondial, o catastrofă cum probabil nu a trăit România, nu știu dacă în istoria sa a trăit o asemenea catastrofă cât ce s-a putut întâmpla în acele patru luni. Uh, Andrei, o să-ți revină uh, misiunea și probabil și Onură. cea mai mare parte a înjurăturilor. Poroarea, da. Uh, bun, merci. Uh, Într-adevăr, uh, da, am doctoratul pe secolul 18 pentru cei care întreabă. Tot cei care întreabă ar putea face frumos, uită pe site-ul Historia sau pe academia.edu. Am pus linkurile alea de mai multe ori, pot să văd acolo ce am scris. Um, da, tot acolo mai am și participările la conferințe internaționale și, și naționale. Se poate vedea cu, cam cu ce m-am ocupat. Tot acolo se poate vedea că acum niște ani când era perioada de centenar sau înainte, m-am apucat în colaborare cu revista Historia să scriu despre uh, campaniile anului 1916 și la fel am mai publicat în uh, revista noastră de la Baia Mare, în Tactica și Strategia, uh, niște articole despre primul război mondial. <coughs> Acolo am campaniile de pe Dunăre, Turtucaia, Silistra și, uh, și Dobrogea. Dezastru de pe Dunăre. Dezastru de peste tot, fiindcă da. e, e, peste... E... Ai impresia că ești într-un film fantastic, unde personajele vin și propun planuri fantastice cu care sunt de acord toți și le pun în aplicare. Adică niște oameni, niște indivizi aflați la București, niște oameni politici mari, cu niște militari care au sau au mai mult sau mai puțin experiență sau viziune, să apucă să traseze niște planuri și, și presați de, mai ales de aliații noștri tradiționale, adică de marele frate latin de la, de la vest Franța. Dar și de Rusia. De Rusia nu. Și Rusia ne-a dat ultimatum. În vara lui da, 1916 era... intrați în război sau nu mai intrați deloc? Era ultimatum, însă era ultimatum tot pe filiera franceză. Aici trebuie să spunem că, na, războiul începe în 1914, avem cele două tabere foarte clare, în 1915 se alătură și Italia, România se știa deja că va capota înspre tabăra Antantei, încă de prin 1915 din toamnă austro-ungarii decriptaseră codurile itali italiene, se știa de discuțiile între România, Italia, Franța, Anglia și Rusia, se știa de vizite diplomatice, era cam clară treaba. De fapt, treaba cam fusese clară în 1912-1913, cum am, cum am povestit de fapt. Avem, avem o Românie care mișcă încet înspre, înspre vest și părăsește părăsește acea alianță cu Austro-Ungaria și Germania, semnată în 1883 și cu Italia, dacă era și Italia parte. Avem acea neutralitate armată sau activă, da, din 1914 până în 16. Hai să hai Când să practic nu s-a făcut nimic. Adică România trebuia să se înarmeze, așa, zi. Ne-a ne surprins, prist, ne, -a, <laughs> ne, -a, ne a surprins războiul în -a care a surprins, noi zis, am mă. declarat da. război, dar ne-a surprins de pregătiți. Da. Hai să, hai să uh, descriem un pic ce vroia, de ce a intrat România în război? Cine eram și ce vroiam noi? De ce ne-am băgat în, uh în ciorba asta îngrozitoare, Era, erau practic exact doi ani de când începuse războiul. Da. În 1914, să nu credeți că vorbesc ce am visat azi noapte, am scris și eu foarte mult și am citit despre subiectul ăsta. Dacă zic prostii, contrazicem da, zicem. Da, da. Deci, în 1914, regele Carol I vrea să intrăm de partea uh, puterilor centrale, respectiv Germania și Austro-Ungaria în război, Uh, firesc, el era și german, dar numai asta. Noi aveam o, uh, un tratat secret cu Germania și cu Austro-Ungaria, renuit periodic de și foarte multă vreme și cu Italia, care ieșise la un moment dat din tratat, uh, și uh, regele Carol I vrea să intre în război de partea uh, uh, puterilor centrale. Se strânge sfatul țării, se strânge Consiliul, Consiliul de Coroană, de așa, cu ghilimele de ligoare. De -a 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 -a. Așa, acum, so -a 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 -a. la aceste probabil că tot sfatul țării zice, cu, cu rege cu tot, adică, -a -a. așa, a, și ăia zic nu. Zic nu. Și uh, Ionel Brătianu și uh, toată lumea zice nu, nu intrăm și atunci a, sunt, uh, regele acceptă sau sunt speculații că s-ar putea chiar de inimă rea să fi și murit pentru că el moare la scurt e timp foarte după aceea. posibil, da. În -a, în pentru aici. el era un era un prusac din ăsta cu onoare foarte și uh, l-a afectat foarte tare. Bun, de aici tu. deci în deci, uh, 1914 noi uh, neutri, stabilim că suntem neutri, ce ne face să intrăm în război în 1916. Până în 14 trebuie A, mai întâi trebuie prezentate cele două tabere, da? Corect. Și poziția României în est și nord avem Imperiul Rus, aliat cu Franța și, și Marea Britanie și cu celelalte, mă rog. Serbia, bineînțeles, Serbia este prima care, care cunoaște războiul. Rusia este înfrântă în primele, în primele luni din 1914. Avem cele două bătălii de la Tannenberg și lacurile Mazuriene. Am scris și despre asta, un articol cu ceva vreme, publicat chiar în Revista de Istorie Militară. Avem Bulgaria aliată cu Imperiul Otoman, cu Imperiul austro ungar și cu Imperiul German, și Serbia cade bă, bă, în 1915 sub loviturile lui Mackensen, la fel lui Mackensen, care rămâne după aceea în zonă, conducând o grupare de armate germano-bulgare, care vom vedea, vor face diferența pe frontul românesc. Um negocierile existau între România și occidentali. Acum, chestiunea este, dacă ne uităm pe hartă și pe o hartă unde să vedem România așa mică cum era regat, vechiul regat, nimeni nu se gândea atunci că Rusia ar putea cădea. Rusia era un colos absolut imens. Și aici știu că eu. 120 de milioane de locuitori. Da, cu armată de câteva milioane. Deci era o chestie absolut imensă. 6 milioane. Care într-adevăr, fusese înfrântă de către japonezi în războiul ruso-japonez din 1904-1905, așa, atât terestru pentru Port Arthur, cât și naval la bătălia de la Tsushima, dar acolo puteai să zici că, ok, era o zonă mai retrasă, japonezii avuseseră noroc, oricum granița, gândiți-vă că atunci Finlanda, țările baltice și o bună parte din Polonia, Plus Galiția, la, la nordul Bucovinei, plus, Basarabia aparțineau de ruși. Da. Deci era o graniță absolut imensă. Armata lor era foarte mare, uh, ofițerii lor erau destul de buni, fiindcă aveau experiență, totuși. Cred că mulți veneau din familii din astea boerești, nobiliare, dar oamenii aveau totuși o bază foarte solidă uh, și știau cu ce se mănâncă războiul. Uh, De-aia, românii erau, mă rog, vechiul regat e rupt între cele două uh, posibilități. Unul la mână. Mergem cu ăștia trei sau ăștia patru. Putere de, centrale. de fapt, cu puterile centrale împotriva Rusiei. Ceea ce posibil că de la început a s-a zis, băi, e imposibil. N-avem cum să batem Rusia. Rusia nu va cădea niciodată. Obiectivul da? fiind să ne luăm Basarabia. Să luăm Basarabia. Da. Uh, mă rog, să luați vasarabia, că ai mei erau în Transilvania. Ai mei erau supuși ai bunul împărat de la Viena, ai mei luptau, uh, ai, ai mei erau pe frontul din, uh, din Galicia pe atunci. Uh, așa. Și mai era varianta a doua, o alianță făcută cu Antanta și uh, una saltă asupra Transilvaniei. Aici apar problemele. Unul la mână mișcarea era mai mult politică. Asta este clar. Și asta o spun inclusiv general în 1914 și în 1916 și ulterior, generale armatei române care analizează inclusiv ipoteza Z, acel plan despre care vom povesti imediat. M-a dus aici și laptop ca, ca să, nu uit detalii. A fost o decizie politică, fiindcă s-a zis foarte clar, la fel cum se făcuse anterior, de chiar de către România, la sfârșitul războiului, ceea ce ții cu arma în mână, aia câștigi și la pace. Deci ăștia știau foarte clar că ei trebuie să intre în Transilvania, să ia Transilvania, să o țină militar și când se va, se va semna pacea să spună băia noastră. Noi am luat. Bun. Asta era bineînțeles, fiindcă avea în spate și ajutorul Rusiei. Chestiunea de care nu s-a ținut cont, și asta o spune inclusiv generalul Mărdărescu, care analizează ipoteza Z, E atitudinea Bulgariei. Și s-a luat în considerare o atitudine pasivă a inamicilor față de intrarea României în Transilvania. De parcă ăia era, aveau vreo datorie legală, morală sau contractuală să nu intervină militar împotriva regatului român. E frontul ăsta imens, dacă stăm să ne uităm bine pe Dunăre da? și pe vechea graniță care era la sudul Cadrilaterului, care era apărat de... Stai că aici... 143.000 <coughs> de militari români erau. Stai că zic eu, așa, deci armata română în 16 are vreo 563 de mii de oameni, da. împărțită în, în trei armate înspre Transilvania, A1, A2 și armata de nord, ăștia erau vreo 420 de mii, care apără o zonă de 700 de kilometri, avea granița României, cu austro ungaria pe Carpați. Da? Enorm. Enorm plus teritoriu destul de accidentat. Uh, unele trupe care intră în 16 nici nu folosesc trecătorile că folosesc drumurile de plai. că era mult mai ușor de ajuns. Se putea ajunge într-adevăr. Problema era nu să ajungă infanterie, ci să ajungă artileria. Care într-adevăr iar exista și artilerie de munte, dar așa e trebuia cărată cu cai cu, mai, și mai ales cu, cu măgăruși. Acolo era problema să duci tehnica de luptă, nu neapărat oamenii, că oamenii pot să urce versanții, nu așa cum zic unii că Așa, de crăpați munții aia, că, domnule, nu se poate trece într o parte într-alta. Se poate, foarte ușor. Nu de sunt și probleme, da. Și atunci aveau aceeași problemă ca și acum drumurile. Nu se putea ajunge, treia să facă că nu se, putea de fac, nu se putea de... face drumuri, domnule. Da. Adică e... Așa. Așa. Și că vorbeam de apărarea pe, pe Dunăre, avem a trei cu 72.000 de, 72 de, de oameni. 72.000 de, de oameni apără câteva sute de kilometri de apă și porțiunea de cadilater. Unde, bineînțeles, în Dobrogea, mai avem și pe ruși, rușii care nu au fost deloc veseli, că România a intrat în război, față de partea politică, sunt comandanți ruși care se opun intrării României în război, fiindcă spun că frontul se va prelungi enorm de mult, vedem de fapt, când România era foarte bine plasată aici în, în flancul rusesc pe Marea Neagră, și neutralitatea României este super bună pentru Rusia care deja pierduse vreo 2 două milioane, 2-3 două, milioane de oameni în doi ani de război. Deja aveau foamete, deja imperiul e lovit foarte tare intern, da? Uh, și să nu uităm că trupele rusești erau în zona Bucovinei, da? Vedem acolo pe la Vatra Dornei, câmpul moldovenesc, acolo sunt aliniamente rusești. ei intraseră în uh, în Bucovina se dădeau lupte cumplite acolo, pe zonă. Încă mai sunt tranșele acolo, în toată, în, în toată partea, inclusiv în nordul în, în Maramu, zona de Rodna. Vedem fain frumos acolo. Încă se mai văd. Uh, și aici, bineînțeles, avem. Uh, cred, cred că ar trebui să zicem în sfârșit ce, ce înseamnă ipoteza Z. Planul, planul pe care l-au pregătit ai noștri. Exact. De fapt, l-a făcut Averescu înainte de 1914 l a ținut ascuns pentru că noi eram aliați cu puterile centrale și bineînțeles că nu puteai să vii cu un plan în care să ataci Austro-Ungaria care ți era aliată pe hârtie uh -huh. și l-au ținut ascuns în momentul în care izbunii războiul, sigur că Averescu care era într-un conflict major cu Brătianu Averescu a fost ușuit trimis la Craiova, au fost puși alți comandanți ai armatei și Dar ales planul prezent, că pe pe, pe și, era și cu prezania era, era în conflict, mă rog. Și Averescu a... fusese comandat, comandant în 12-13. Da da da, 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 da. Și tot Averescu era... a fost cel care a comandat armata când au tras în țărani la 1907. Bun, dar... Uh, cu tânărul locotenent Ion Antonescu... Da, da. da în da, staful În da. staful lui, da, da. da. Bun. Și pe la tunuri că era artilerist. Așa. Înainte să te las, atâta mai, da, mai zic -a. că a -a. După, după ce au a început războiul, această ipoteză Z, care reprezenta planul de acțiune a României în pe cazul intrării în război, a fost revăzut și revizuit de cei care au fost la conducerea armatei, generalul Zotu, uh -huh. mă rog, generalul Iliescu și de aici... Da, uh, ipoteza Z, au existat câteva planuri ale României. După cum am zis, decizia să tace Transilvania a fost una pur politică și nu militară. S-a lăsat în afară faptul că Bulgaria ar putea ataca și s-a mizat într-adevăr pe faptul că Transilvania nu era apărată. În Transilvania erau trupe de miliții, adică indivizi în vârstă care nu, nu erau abs de front, sau tineri care din nou nu erau auzi de front din motive fizice, și mai erau trupe aduse, mai ales din Galiția, la refacere. Trupe care fusese tocate bine de ruși în, în, în lupte și care erau mai ales în zona, în zona Secuimii și în zona Săsească. Acolo era frumos, acolo aveai condiții, așa, bă, era un soi de. Bă, era un mic paradis în Transilvania atunci. Da, nu era război, veneau ăștia, mă rog, cu toate că erau mulți băieți care, care erau deja pe, pe fronturile europene, dar pentru răniți era era un mic paradis. Paradis care va cădea în curând. România, după cum am zis, avea câteva planuri, dintre care a fost ales unul. O secundă, să Așa. te întreb. De ce nu au ales, la un moment dat au venit francezii cu această sugestie, de ce nu atacați voi spre Bulgaria, variantă pe care a susținut-o și Averescu, la un moment dat, și rușii. Cu... și rușii, cu următoare explicație logică, dacă ne gândim azi în 2024, bulgarii sunt un adversar mai pe măsura voastră decât nemții. S-a în, a, a, în a Transilvania. E clar că nemții nu vor sta cu mâinile însă să vadă cum vă duceți voi până la Budapesta. Vor interveni. De ce nu atacați, uh, duceți-vă peste bulgari? S-a respins această variantă. De ce? Uh, după cum am zis, politic trebuia luată Transilvania. Deci nu s gândit Militar s-a gândit <coughs> politic da. toată treaba. Și s-au gândit complet aberant că Bulgaria nu va ataca. Deja vorbim de o Serbie ocupată de nemți. Vorbim de uh, o Bulgarie care stă liniștită, fiindcă trupele ei țin doar frontul de la Salonic, care e relativ mic, o zonă accidentată unde nu pot fi atacați. De fapt, bulgarii o să atace pe aliații de la, de la Salonic și chiar o să-i arunce în spate. Uh, și armata bulgară era totuși destul de solidă. Eu, sincer, nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat o trecere a armatei române în Bulgaria, având în vedere că unul la are armata bulgară, care e foarte mare proporțional cu populația, așa fusese și în 12 și în 13, da? e, da, e foarte bine pregătită, are experiență, are ofițeri foarte experimentați și abia așteaptă băieții să-și ia revanșa față de români care atacaseră din punctul lor de vedere și nu numai lor, între în, în 13. și le luaseră luase bulgarei ca uh, din nou, intrarea în Transilvania era mult mai lesne, fiindcă se știa că nu e apărat. Însemna și resurse și însemna și populație românească. Și însemna acel teritoriu care trebuia să fie ocupat. Acum, oricare dintre acțiunile astea ar fi trebuit date conform înțelegerilor. Pe, pe fondul unei ofensive rusești masive la, în nordul României, a unui ajutor militar rusesc în, în, în zona Dobrogei mai ales, unde rușii erau foarte interesați fiindcă odată frontul ăsta căzând, Dobrogea, alia, trupele puterilor centrale puteau să urce fain frumos în zona deltei de unde se atace Odessa. Aia era, o, aia, aia era o obsesie masivă a rușilor și faza că ei nu bagă trupe în Dobrogea sau că erau prost pregătite, e cam baz. O bună parte din trupele alea erau trupe care știau că trebuie să rămână pe loc, tocmai ca să-i țină pe ăștia la sud, să nu cumva să intre în sudul Basarabiei și să nu cumva să ajungă la Odessa, fiindcă atunci, fiindcă de-a lungul uh, 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 țărmului mai venea și flota puterilor centrale, care nu era importantă. Bă, da, era. Deci da. Odessa pentru ruși era sfântă, aia nu trebuia să cadă. Uh, Așa, mai trebuia să mai fie asaltul de la Salonic, care trebuia să, să țină Bulgaria în loc, dar frontul era foarte mic. Bulgarii puteau să-l asigure că o parte din trupe și alte trupe puteau în continuare să amenințe România. Și, bineînțeles, mai trebuia să mai fie uh, niște atacuri în vest, pe frontul de vest, care să țină acolo niște trupe. Se împiedice pe nem să trimită aici întâlnit. Exact, pe și pe austro fiindcă uh, au au uh, trupe și în Balcani, și pe frontul italian, și pe frontul de Est, și mai au încă niște trupe, inclusiv pe frontul de Vest. Sunt niște trupe, cel puțin de artilerie, care sunt pe frontul de Vest. <coughs> Luând în considerare toate chestiile astea, s-a ajuns la atac împotriva Transilvaniei cu acea de defensivă foarte proastă până, până pe, pe frontul de Sud. Și planul prevedea că Um, trebuiau să fie trecut carpații infanteria urmată de artilerie și trenul de bagaje uh, se așteptau băieții ca uh, să nu întâlnească opoziție liniile ferate din uh, din anumite trecători să fie aruncate în aer de austro-ungar de s-au optat pentru trecerea pe drumurile de plai uh, și și hai să. Până, până te uiți tu acolo, să zic, să zic eu repede hmm. ce care era ideea cu planul Z. Așa cum ai spus tu mai devreme, era o graniță enormă. 700 de kilometri nu puteau km. fi ținuți în defensivă. Pe de care o armată. nu existau fortificații. Nu existau nici fortificații. Bun. Și atunci. Și ai... Nu existau trupe montane. Deci, aberante ambele ambele. Chestiuni. Da, armata română nu avea trupe de, da. de munte, deși aveam 700 de kilometri de graniță muntoasă. Da, muntoasă. Deși nu aveam munți și, la și greu era, și nu da. aveam trupe de munte. Granița era de mult acolo, existau fortificații doar în câteva zone, abia în 1916, în toamnă, și mai ales după ce vin trupele austro-germane în Transilvania, se dă ordinul să se facă, într-adevăr, tranșee, Tranșei care au fost făcute, dar nu mai aveau, adică nu existau fortificații da, ca da, lume. Niște tranșei nu aveau cum să țină n -aveau cum să cum, cum să fie uh, cum să spun viabile împotriva artileriei, mai ales acele germane. Și nu existau trupe montane, pe când Austriungarii și mai ales Germania aduc trupe de munte care erau super experimentate deja. Uh, vânătorii noștri de munte să fac abia în 1917. Da, când, după ce s-a constatat că, că nu se că poate face. Da. da. Deci planul era uh, uh, atât de simplu încât i-am putea spune simplist, după părerea mea. Prima, în prima etapă trebuia să se ajungă la Târgu Mureș cu trupele și să se scurteze frontul de la 700 de km Asta la 300 a doua etapă A doua etapă se înainta pe munții, pe munții de Apuseni așa că până zic. la Gherla și Cluj mm. și în a treia etapă se debușa în, în Câmpia Panonică spre Budapesta. Era un plan care și acum, dacă ne gândim, depășea cu mult capacitățile armatei române, care nu avea. Era lipsită de aproape orice. N -avea, da. Noi am intrat în război fără mitraliere, fără grenade, fără uh -huh. mortiere fără de tranșee, mortiere, da. nu aveam camioane, cum aveau nemții, de mașini exemplu. Blindate, n -avea nu aveam mașini blindate se, se mergea cu căruțe, cu. Aviația cai, încă era la început. A, aviația s-au au luat și că trebuie vorbit, totul a da. fost distrus din interior de corupție. A f era o corupție devastatoare. Și să nu uităm că Marele mare Brătianu era și Brătianu prim și era și, deloc, era și de război. Nu era deloc uh, străin de povestea asta. Deci, Absolut. Uh, așa ca Tot și-au luat părți de acolo. Ca fapt divers, ca să <coughs> înțelegeți că unele lucruri s-ar putea să vă sune cunoscute, uh, ai noștri au intrat în război în 1916 fără aviație de luptă, pentru că niște generali nu și-au luat șperțul și și n-au semnat contractele. Și nu au venit avioanele la timp. Și ne-am trezit fără, fără avioane. S-au luat păgi pe uh, nutreți de proastă calitate pentru cai, s-au îmbolnăvit cai, au murit cai și ei au rămas fără, nu mai aveau cu ce să uh, care și să transporte. Deci a fost un dezastru, un dezastru. Uh, uh, sunt memorii scrise de participanți la luptă care și înjurau la greu comandanții și spuneau ce bătaie de joc ați au putut și să faceți. Aruncă blesteme asupra blesteme, așa, da. I I I I asupra regelui. Categoric. Erau soldații care după 3 săptămâni au rămas desculți pentru că se luaseră șpăgi pentru uh, încălță, uh, când s-au livrat încălțămintea și era de foarte proastă calitate și în 3 săptămâni au rămas desculți ai noștri. Deci asta mai, era. Mai existau inclusiv opinci de, pentru soldați sunt niște opini speciale, dar nici alea nu prea rezistau. Nu uităm că toamna lui 16 e una friguroasă și, 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 ploioasă. Dacă tot e să ne referim la ce nu avea armata română, nu avea nici măcar echipament de transmisie ca lumea, modern. În timpul bătăliilor, foarte multe dintre cablurile care uneau unitățile au fost lovite de artilerie și efectiv ăștia nu mai comunicau. Nu se putea comunica între Marele Cartier General și unități. MCG-ul la un moment dat nu știe unde sunt trupele. Spune cine, ce este MCG-ul? Marele Cartier General, okay. care era okay. la, periș, la Periș. După care, încet, încet se mută, dar ajungem și acolo. Okay. Așa, ca, ca să zic, ipoteza Z până în capăt, după cum am luat-o eu analizată uh, de, de uh, ofițeri, inclusiv de atunci, prima fază era cu acea intrare, da? Uh, și cu blocarea trenurilor și uh, de fapt când, când s-a intrat uh, a fost foarte amuzant că <coughs> au și și-au dat seama că ceva nu e în regulă, fiindcă nu mai veneau trenuri. Nu mai, tre nu mai veneau mașini, trecuse așa câte vore, nu mai venea nimic. Ei care știau deja că ceva dincolo se întâmplă, fiindcă văzuseră că se masează armata română, Adică toată lumea știa. Știi, e ca și când te uiți pe cer și vezi că se adună nori și știi că plouă sau ninge în funcție de panotimp, dar toată lumea zice, pa. Na! Nu se întâmplă nimic. În unele pichete de graniță, uh, milițiile austro-ungare, milițienii, că asta e denumirea, da? Uh, sau gră... grănicerii. Grănicerii. Nu, nu că nu unele erau grănicerii și în alte erau miliții, ci că da, da. e. E diferență la, la Austro-Hungari. Ăștia își luau cina, unii dormeau, alții citeau ziarul, alții stăteau și se uitau așa frumos la apus. În alte puncte, ofițerii români îi, îi, îi țineau de vorbă pe jandarmii unguri sau pe grăniceri, și la un moment dat ăștia și-au dat seama că sunt înconjurați de armata română și și-au dat seama că a început războiul. Unii chiar anunțaseră, dăduseră prin telefon sau ce, aveau, bă, ceva, ceva nu e în regulă. Și Inclusiv unele trenuri care au trecut din Austro-Ungaria înspre, înspre România uh, au fost mă rog, mitraliate. S-a tras asupra lor de către români, ăștia au dat locomotiva cu spatele, au ajuns trenul înapoi în partea ungară și ăștia au zis, bă, dar ce se întâmplă? Și ăștia au zis, bă, au tras românii noi. De care ăștia era ceva de genul, Pă ăștia ne atacă. Oricum, asta era la sfârșitul lui August, 27 da. August. Ca să zic, în, în faza a doua planului, această ipoteză Z fantasmagorică, după 25 de zile da, A1 trebuia să avanseze înspre uh, Alba Iulia A2 trebuia să ocupe Târgu Mureșu și Armata de Nord trebuia să ocupe aliniamentul Regindeda A1 și A2 fiind armat, A1 și armat armata și 1 2. A2 și Armata da. Nord fiind armata care trebuia să facă legătura cu, uh, cu rușii din, din Bucovina uh, o, o să ajungem și acolo imediat uh, așa Armata a doua și armata de nord urmau să avanseze pe alinamentul Dej Cluj și de aici spre vest de cealaltă parte a pusenilor. A1 trebuia să meargă înspre Caransebeș și să blocheze căile de acces din vest înspre Transilvania, adică de Mureșului. Zona aia. După 39 de zile, <laughs> armata a doua și armata de nord trebuiau să amenințe direct Oradea, Debrețe și Becheș ciobo. Da, vedem deci, de Brețenului la nord. În limba română l-am găsit sub numele de Dobriceni. <laughs> e super fucking amuzant. Și uh, Ceabo e uh, undeva, în, uh, nu uh, nu apare pe harta nu asta. Apare aici. Nu. Deci problema fundamentală. Bun. Bun. Da. Și nu mă pic. Da. A1, deci la care venea dinspre sebeș, trebuia să ocupe Banatul cu un probabil ajutor din partea armatei aliate de la Salonic. Deci românii s-au știut că în 39 de zile armata e aliată, care însemna greci, Francel. ceva italieni, ceva francezi, ceva englezi, ceva ruși, ceva voluntari, să treacă fain frumos din Bulgaria peste Serbia, din Bulgaria care era cu armata intactă, da, pe loc. Peste Serbia, ocupată de germani și să vină să-i libereze banatul alături de români. Băi, n-ai cum! Așa? Și... Spargerea prin înspre Oradea trebuia să elibereze și calea de acces a rușilor prin Maramureșul meu. Da? Să văd vede, vede acolo distanțele. Dar românilor nu tare le convenea să intre rușii în Transilvania, fiindcă românii știau foarte clar unde Român. vine rusul, ăla nu mai pleacă. Exact. ăla deci rămâne acolo și ăla face provincie. Da. Și românii voiau toată Transilvania și aici nu le prea convenea. Da? N-au mai ajuns să vadă cum ar fi fost dacă. Și aici e cireașa de pe colivă. După șase săptămâni de la declanșarea asaltului asupra Transilvaniei, armata română ar fi trebuit, conform planului, să fie în fața Budapestei. Acum te întrebi... Băi, n cum! Serios? Deci te gândești totuși la... Era... Hai să-mi regele, lăsăm afară. N-are experiență militară. Bă, dar l-ai pe Prezan, l-ai pe Averescu, l-ai pe Grigorescu, îi, îi ai pe toți ăștia. Culcer, care fusese să și făcuse studiile. care era comandantul Armatei 1 da, da, da. în prima fază, da? Aslan, uh, Aslan care uh, comanda apărarea pe sud. Bă, ai pe toți ăștia, care totuși își făcuse uh, Prezan, da. mi se pare, uh, își făcuse studiile în Italia. Da, da. Nu în Franța. Da. Și Averescu tot în Italia. A, da? Amândoi? Da. da, da, Dar la de, Torino. A, de, plagiat, de a plagiat <coughs> un manual. Serios? Da. O mie de pagini a copiat. S-a dus pe, acolo pe și a Pe biografiile copiat. lor nu mă îmbărășesc. Deci fii atent, a, 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 Averescu, marele Averescu, are bulevard în mijlocul Bucureștiului, da? Bulevard, da, așa? Deci s-a dus și a făcut studiile la școala uh, uh, superioară din, din, de ofițeri din Italia. Academia Militară, de fapt, de la și Academia Militară așa. și... A copiat, a luat de la unul din profesorii lui un manual de 1000 de pagini, l-a tradus și l-a semnat el și l-a făcut ca și cum ar fi fost al lui în România. Și s-a aflat? S-a făcut mega-anchetă. Ne... Da, s-a făcut anchetă, l-au făcut de râs. A fost <laughs> da. mega-scandal aici, <laughs> okay. cu treaba asta. Deci plagiat ordinar. Bun. Păi nu era primul. Dar, acum să facem o paranteză. Și pe Nicolae Milescu, spătarul. Așa. De fapt era spătarul Nicolae, că Milescu a. e o, e o dăugitură ciudată. Tipul când merge în China și trebuie să dea raportul către, către țar, partea de la final cu aspectele militare legate de China e un plagiat după un iezuit. Deci omul povestește într-adevăr în cele două cărți despre ce-i vorba cu călătoria și ce se întâmplă în China, dar partea efectiv militară e plagiată. Da. Clar. Și se știe după deci cine. Avem, avem, o tradiție îndelungată în privința asta. Acum, sincer, cred că nu-i numai la noi chestia asta. Posibil. Numai la noi, cred că ne afectează mai tare, fiindcă inclusiv băieții care trebuie să ne comande acum trupele, plagiază și fură. Deci, da, Aici, da. cred că e, aici cred că e problema. Bun, hai să revenim. Hai să, hai să spun eu o întrebare. Așa. Acum, unde era în tot planul ăsta inamicul? Ok, eu înțeleg că în prima fază pasiv. Aia -au. era pasiv, aia -au. dar era, era, după era, 30 era partea, de zile se presupune că te gândești tot era și bă, trimită aia, aia niște divizii, că nu stau să-i ocup tu, să te duci până la Berlin. Ba da, nu? Ba da. deci asta, asta zice și, și Mărdărescu într-o analiză foarte bună pe care o face atunci și zice, băi, nu s-a în considerare faptul că inamicul va deveni activ. Să spune cine e mărdărescu. Este comandantul trupelor române din Transilvania în campania de împotriva uh, Ungariei din 1919, da. când au ajuns pe la Bulgaria. <coughs> așa. Deci, deci nu s-a luat în considerare Bulgaria, uh, pe, care pe lângă armată mare trupele alea de comitagii care s-au băgat la creație la greu și, și în Oltenia, și în Muntenia, și în Dobrogea. Masacre în Dobrogea, de exemplu, fac niște, fac niște chestii bulgarii de nu-ți vine să crezi, adică zici că ești armata sovietică în al doilea mondial în Germania, ceva de genul. Au, au fost niște masacre absolut sinistre. În, în, în Luca Dânării. Buna. Da. Deci, ăștia trec granița și da. ce se întâmplă? Se îndreaptă înspre brașov Sibiu. Sunt niște lupte destul de interesante în zona, în zona Petroșani, unde se luptă la un moment dat inclusiv cu trupe de mineri. Da. Da, deci lu luptă și civilii, luptă trupele alea. După cum am zis, După miliții, da, lima. miliții și ce era poliție și așa, în zona Orșovei încă, încă, se mai dau niște lupte. Trupele române ajung destul de ușor în zona, în, în zona Brașov și în zona Sibiu. La fel se intră destul de lesne în, în secuime. <coughs> și aici urmează, urmează chestia pe care nimeni nu o prevăzuse și anume Germano-Bulgarii uh, ger încep să atace Dunărea. Avem deja, deja primele primele atacuri. Avem o chestie foarte ciudată care se întâmplă la, la Sibiu și anume armata română nu ocupă Sibiu. Nu se știe de ce. Se pare că au fost niște ordine contradictorii. Armata a rămas în fața Sibiului. Vin do doi reprezentanți ai orașului, un SAS și un avocat român care predau cheia orașului și spun, bă, intrați în oraș, nu avem decât trupe de poliție, nu există armată, populația nu e în armată, predăm orașul. Dar nu jefuiți. Asta era, înțelegi, adică... Și ăștia refuză. Și nimeni nu știa de ce. Eu, tot căutând, și vorbind cu oameni care mai studiază primul mondial, n-am ajuns la nicio concluzie clară. Ce am găsit și având în vedere că noi am citit rapoartele oficiale ale uh, armatei române. Dar sunt acele volume cu rapoarte oficiale zilnice, da. pe ore. Nu, nu, există nimic. Deși obiectivul era ocuparea Sibiului și blocarea căii ferate prin care puteau să exact, intre... Exact, fiindcă e not feroviar Sibiu atunci. Germania ca austro deja încep să trimită trenuri, trimiteau câteva zeci de trenuri pe zi și ajung la un moment dat, la, 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 la vreo 200 de trenuri pe zi, care vin de pe toate fronturile, cu trupe experimentate. <coughs> uh, și aia opresc undeva mai, mai, mai departe de Sibiu, că nu-și dau seama despre ce-i vorba. Este să să fie o, o capcană românească. Și la un moment dat, și pe bază de informații pe care le primesc din teren, nu-și dau seama că, de fapt, nu e o capcană, că românii pur și simplu stau. Deci, românii se în fața Sibiu, să mai dau niște lupte în zona Petroșan-Deva. Se mai dădeau niște lupte în zona Brașov înspre Făgăraș, unde deja ajunseseră românii. Chiar am fost în zona aia și zona Agnita și am, am vorbit cu niște ciobani mai în vârstă care, care ziceau, mi-au și arătat unde sunt cimitirile militare și mi-au arătat, știau povestea de la lor, efectiv alineamentele cum s-au bătut românii cu, cu nemții și cu austro-ungarii și cum, cum au fost împinși înapoi. Și o zonă foarte interesantă. Încă se mai văd unele urme de explozii și așa mai departe. Uh, moment în care, deci, când nemții își dau seama că, de fapt, nu este nicio strategemă românească, ci că ăștia, pur și simplu s-au oprit, încep să curgă în Sibiu. Și comandantul german, e Falkenhayn uh, care tocmai fusese demis tocmai la, din cauza. cu ocazia intrării României mm. în război, fusese demis uh, de către al doilea. Wilhelm uh, II. Da, de către Kaiser, uh, ei fiind. Uh, Uh, cele două comandamente fiind la, la Teșin și la Ples, în sudul Poloniei actuale, e Ceșin sau cum, cum îi zic uh, polonezii, Wilhelm al doilea îl demite uh. pe Falkenhayn, fiindcă a zis, băi, nemții în continuare, apropo, în momentul în care România intră în război, Germania în continuare spunea, lucrul ăsta nu există. Da. Da. Deci ei, ei, au crezut până în... Că duc, Da, că cineva a niște oale și că nu există domnule să intre în România în război împotriva noastră. Și Falkenhayn l-a scos sapii spășitor. bă, da? tu nu ai calculat greșit, e vina ta, exact. out. Și atunci îl pune pe Hindenburg. și pe Ludendorff, îi da. pune pe cei doi care vor duce Germania în dezastru din 18. Și Falkenhayn e trimis ceva de genul, du-te, rezolvă treaba. Da, tu ai făcut totul. rezolvă. Da, exact. Ăsta vine cu trupe foarte experimentate, după cum am zis, și cu trupe multe. Au și ei trimit uh, uh, trupe, mai avem trupe de cavalerie, îl uh, avem pe celebru Șmetov, care, care vine și el în Transilvania. Uh, ăștia încep să curgă din uh, gara Sibiu și să meargă înspre intrarea în, uh, în trecătoare. Falkenhayn din turnul cel mai înalt uh, al, uh, al, unei biserici, a bisericii reformate din Sibiu, se uită cu trupele lui, îi împing pe români în, uh, în defileu. Are loc o bătălie crâncenă acolo. Da, problema, pro, problema odată ce România a intrat în Transilvania a fost că administrația austro-ungară a plecat acasă. Uh, a fost un exod undeva calculat pe la 100.000 de oameni. Uh, N-au mai funcționat nici utilitățile în orașe precum Brașovul sau Sibiu, curentul, apa, uh, iluminatul public. Bineînțeles, populația românească a primit uh, cu brațele deschise armata regală română, în afară de uh, Mangra, uh, care era Mitropolit, mă bine zic, că aici încurc rangurile, mă rog, șeful bisericii ortodoxe românești ro da. transilvane, nu a fost, nu a, nu a fost Cristea, a fost Mangra cel care a aruncat anatema. Cristea era în bono. Da, fiindcă multă lume și eu până cu ceva vreme știam că, că, era vorba de Miron Cristea, dar este vorba despre Mangra. Da, da. da, da. Dacă vă uitați pe net, o să găsiți că Cristea e înfierat pentru anatemă. Nu, nu el. De-aia Crista va ajunge și prim-ministru la... Deși a semnat și el. Era și el pe listă. N ai dar ce nu el să faci, era, știi, da, când da. ești în asta, ți-o dat șeful și asta este. Sunt lucruri, uh, uh, Sunt lucruri neplăcute pe care trebuie să le spunem, chiar dacă oamenii da. ne vor înjura. Uh, trupele române se dedau la jafuri masive. Au fost jafuri, uh, da. La un moment dat o să ajungem noi acolo când intră nemții în Brașov, găsesc... Uh, mm. Munți de bunuri jefuite și abandonate de armata română, care fugea ă, trabucuri, băuturi, haine. Deci, povestea asta: că armata română, domne, noi nu. Asta, ba nu. Asta, nu. Făcut -o. asta, da. asta face orice armată. Nu. Dar să terminăm cu chestia asta. Da, domne că noi am intrat nu. Noi nu am făcut, da. Am făcut. Ba, am exact. făcut. Da. și erau, Deci, munți de bunuri jefuite erau acolo, de armata română, lipsă de experiență totală a trupelor. Da. Uh, am citit niște analize făcute, uh, mare eroare făcută de comandamentul român a fost că nu a știut că momentul în care ai impulsul trebuie să te duci până când soldatul nu mai poate să meargă efectiv, cade din picioare, adică profiți de moment și avansezi cât poți de mult. România ai nu s din 1877. Exact, exact dar nici nu vruselera să învețe pentru că ea avuseseră 2 da. ani la dispoziție să vadă ce noutăți pentru că s-a schimbat da. practic războiul. exact cum se schimbă acum în 2 ani s-a în Ucraina să dai da. buget pentru armele ale alea da să dai da bun așa și au intrat au ocupat un pic după care s-au speriat toți bă, ce repede am înaintat și s-au oprit s-a pierdut impulsul la inițial uh, s-a pierdut și s-a pierdut și uh, trenul de bagaje deci logistica n-a putut să meargă unele puncte cu ăste de exemplu, sașii, și n-au, n-au devenit violenți față de armată, dar au rămas foarte, hai să spunem, reci, adică era o, o ostilitate din aia așa tăcută, nici nu aveau ce să facă, fiindcă nu puteau să bată cu țăranii români cu baioneta la armă, da? românii au, au, pactizat cu armata regală, inclusiv ciobani care veneau cu turmele să hrănească soldații. Așa, bineînțeles, ajung în Transilvania, nu trebuie să spunem că zona săsească era mult mai dezvoltată decât tot, tot Regatul Român. Da? Mult mai bogată. Uh, și Transilvania în sine o, o ducea mult mai bine. Asta, apropo de cei care tot zic că, bă, ce-ar fi fost Transilvania fără Regatul Român. Bă, hai să, hai să ne dăm pe niște a, cifre ca. acolo, da? Uh, normal că băieții s-au dus și -au, și, -au, și au jefuit. Asta a făcut orice armată. Da. La fel o să avem în 1919, când, când se spune că Armata Regală Română a jefuit cumplit Budapesta. Și că domnule trimiteau garnituri de trenuri și altele. Da, multe dintre ele au fost jefuite, la rândul lor, de Austro-Ungari și <laughs> de Unguri din București în 1916, 1918. Da. Ce și aceștia s-au dus, ah, da. că au mai băgat și ce. Și Budapesta, hai să fim, pardon, era. Era Dita mai orașul, era Dita mai capitala cunoscută la nivel mondial. Bucureștiul nici nu pălea pe pă lângă Budapesta. Așa e. Bud, bu, Budapesta, totuși, era. Hai în capitală imperială, da, da. Cu, cu Viena cam acolo și un oraș absolut superb, Budapesta e, e și în continuare un oraș foarte fain. Deci, ora avut de unde să jefuiască și magazine de lux și acolo să nu uităm. Cred că, cred că tu ai scris despre corupția da, autorităților. Da, 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 da. Da, da, da. În no, subiect. No, hai să. Hai, hai să ră -ră 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 -ră. Deci, ai noștrii <coughs> înaintează, nu-și ating nici măcar primul obiectiv, care era no. unirea trup, uh, unităților Armata de Nord a lui Prezan, da? Armata a doua a lui Afrescu, da, Armata breșe. unu a lui Culcer, să formeze un front comun, continuu, uh, în Transilvania, și să cu Da, nu reușesc acest lucru. În momentul ăsta apare Armata Noua Germană nou constituită, condusă de în uh -huh. care avea o ură în momentul ziceam, ăla fantastică, extrem de determinat exact. și asta aici? A, asta vreau să zic și aici am, am, am divagat, uh, odată cu armata română care începe să se retragă în trecători mai ales în, uh, în defileul Oltului, sunt foarte mulți civili sunt foarte, foarte mulți civili care de fapt opresc armata regală să se retragă în ordine, ăștia se retrag cu artilerie se retrag cu, cu chesoane se retrag cu căruțe, se retrag cu tot ce au inclusiv cu... Partea de jaf și ce mai reușesc să ia, rămân blocați din cauza faptului că uh, populația civilă merge încet, se să nu uităm că sunt căruțe, se mai rup și uh, broți de la căruțe, vedem acum cum e Valea Oltului, uitați, imaginați-vă cum era atunci, Da, avem poze cum arăta da, atunci, da, da, deci și era acolo. un drum da, de da, piatră pe da, așa. era o, era da. o cărare, Încep uh, germanii să lovească trupele române de pe, de pe versanți, nu numai cu arme individuale, ci și cu artilerie. E un, e un masacru total până în zona Câineni, când în sfârșit uh, sau, sau după Câineni, când românii reușesc să aducă ceva artilerie care se i lovească pe nemți și îi forțează să treacă pe cealaltă parte a, a versanților. Deci, bătălia asta e una dintre cele mai, cele mai complete și la fel se va, se va întâmpla, de fapt, pe, pe toate defileele în, în 16, cu toate că sunt multe trupe care țin bine piept uh, da, da. trupelor, uh, puterilor centrale, vin cu artileria. Vin nemții cu artileria, copleșesc. Da. Aveau noi, noi aveam o artilerie învechită, Naveam tunuri, nu grele, să tragă. n-aveam tunuri Ar... grele, luaseră ca, în disperare de cauză de demontaseră tunurile de pe fortificațiile Bucureștiului și da. de pe fortificațiile de la Namoloasa. Da. Le puseseră pe ceva chesoane făcute la nimereală, da. la repezeală ca să aibă și dar era o improvizație care să nu Să nu uităm că la, la la Brașov, de exemplu, la Brașov masacru i dat de artilerie care lovește direct trupele române. o precizie artileriei Românii au rămas uluiți, Avem și masacrul de la Bartolomeu. Mă rog, acolo se pare că au fost prinși băieții de niște mitraliere și de niște trupe maghiare care au intrat și au intrat fără milă. Uh, aici, la... avem, în, avem în memorii, ca să, ca să gătăm cu partea asta, în memoriile care vorbesc despre retragere, spun băieți, ofițerii spun foarte clar că artileria română lovea trupele române. Deci ăștia nu puteau să se pună în poziții defensive, fiindcă artileria, artileria care trăgea tehnic vorbind de norm, de multe ori, habar n-avea unde e inamicul, habar n-avea unde propriile linii și sunt mai multe, mult prea multe cazuri în care artileria română trage în propriile trupe. Da, noi aveam o artilerie, aveam tunuri în principal de 35 și de 53 de milimetri, deci gândiți-vă cât înseamnă 53 de milimetri, ceva de genul ăsta, nemții vin cu tunuri de 200 de milimetri. Făceau măcel cu alea. Da. Bun, ale, ale noastre nici nu ajungeau la liniile inamice. Da. Și aici noi trebuie să înțelegem un lucru. Nu erau soldații români proști. E vorba de faptul că uh, se furaseră banii pentru instructaj. Și uh, în ăștia doi ani, uh, perioadele de incorporare în care ar fi trebuit să se facă instrucție, uh, generalii români îi foloseau pe soldații români pe post de mână de lucru ieftină. Adică da. îi închiriau la aia care vrea să-și facă diverse lucrări. Da. Și cu asta se ocupau și făceau și perți cu trafic de permisii. Te duceai, dădeai ceva, îți dădea permisie. Deci era toată lumea pe toată comunistă da? nu era la fel exact. și, și după 90, soldați deci asta. care văruiaau asta era ofițerilor, Așa, ofițerii mm. extrem de slab pregătiți, foarte slab, au dat, au fost da. primii care au dat bir cu fugiții. Am citit memorii scrise de locotenenți români care povesteau că nu și-au văzut în șase luni decât o singură dată colonelul, atâta, el, stătea la 60 de kilometri spatele frontului, de punea mâna pe telefon, dădeau de telefon și zicea „Voi, ia mama dracu dacă nu rezistați, curtea marțială vă, vă mâncă, vă execut!" Da, 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 După da. care închidea telefonul da. și mai suna mâine Băi, v-ați retras, vă mănâncă pușcăria!" Vă nu știu ce păi, uh, deci sunt, asta era Sunt memorii în care ofițerii vin fain uh, frumos cu mașina, cu șoferul, cu bucătarul, cu servitorul uh, și le spunam răzilor ăsta care se, bine, asta deja e după ce uh, sunt sparte trecătorile și da, și da, da, și ăștia da, da. intră și le spun uh, ofițerilor să și întoarcă soldații să dea asalt la baionetă, că altfel îi execută. Și ăștia terminați, nemâncați, nedormiți ne dormiți jegoși în ultimul hal speriați cu moralul jos spun da, dar în față avem artilerie și mitraliere germane. Să ce nu mă interesează, dați asta la baionetă. Corect. Să zice bun, dar murim toți nu mă interesează, dați asta la baionetă. Având în vedere că băieții nu aveau mitraliere, nu aveau artilerie în spate ce să mai zicem de avioane sau altceva nu există așa ceva. Aveau câteva mitraliere dar prea puține față de ce aveau nemții. Bun, aici ca să vorbim, să încheiem cu povestea cu bătălia de la de la Sibiu. Aici este de fapt dezastru de unde se prăbușește tot frontul românesc ca un castel de cărți da. de joc pentru că uh, avem corpul uh, unul român care trebuie să reziste pe linia roșie pe care o vedeți, uh, e atacat de toată armata noua germană uh, primesc ordin românii din defileul Brașovului da, Brașov, să vină să în ajutorul vină, lor, ăia da, se câcâie să înainteze un pic după care bată în retragere nu fac nicio scofală și aici intervine marea nenorocire uh, apar trupele de vânători de munte austriece și germane care merg pe munți, da. pe aici și descriu ei au niște descrieri fantastice. Găsesc o altă cărare. Găsesc, găsesc o altă cărare, gă, găsesc. cu munți cu nu știu ce Știau ei și închid la un moment dat pică în spatele trupelor române care nu, nu, se apără. Pică în lateral. În, da, pică în spate, acolo. Pică în, lateral, în, da. Așa Și blochează, blochează trecătoarea, nu se mai da. puteau aduce provizii, nu se mai puteau evacua răniți. E o nenorocire. No, asta asta, asta coroniție e dată de faptul că uh, își aduc și artileria și lovesc coloana de militar da, cu, da. cu civili. Artilerie de muntă, și da? acolo da. e panica. Și de-aia zis că la un moment dat pe la câineni reușesc românii să tragă cu artileria în ei și, at și atunci îi împing. Fiindcă ăștia erau practic. Deci ei se cam vedeau unii pe alții. Da. Numai că era erau mult prea departe. De da. Românii, soldații Ia. români, trupele române dau dovadă de un curaj fantastic. Este remarcat da. de nemți, de austrieci, de toată lumea. E un curaj pe cont propriu, aproape că îți vine să zici că este cum se întâmplă și în zilele noastre. știi societatea civilă se descurcă mai greu cu ăștia. Deci, la un moment dat, povestesc că ăștia are loc un incident, un, un, un episod și uh, doar atâta vă povestesc ca să înțelegeți ce dramatism a fost acolo. Uh, intră un batalion austriac în spatele liniilor noastre undeva pe la Turnul Roșu. Uh, acolo se, nimerea, se nimerește să fie întreagăt un uh, subofițer român care era curier. Ăsta se ducea și te, se ducea cu scrisoarea, cu mesajele în spatele liniei frontului la cartierul general. Îi vede pe austrieci ăla Așa, se duce, aleargă repede, găsește niște ciobani pe acolo uh -huh. și niște lucrători la drumuri, vreo 11-12 inch, se duc la niște cabane de vânătoare, iau niște puști și se urcă undeva pe o înălțime și încep, încep să tragă asupra austriecilor. Ăia se sperie atât de tare că fug, abandonează obiectivul, nu știu ce, tot batalionul a, austriac, se retrag, Uh, mai au loc niște lupte, până când își dau seama aia l-au vândat, băi, ne-am de, de șapte inși, aia nu sunt și vin înapoi să ocupe, mă rog, au loc niște lupte crâncene, Corpul 1 român este lăsat să se lupte singur, erau trei divizii să se lupte cu toată armata a noua germană, nu primește întăriri. Comandantul armatei 1 române Culcer e atât de slab încât nu-l ascultă nimeni, pur și simplu dădea ordine și nu-l băga nimeni în seamă. Erau și panicați toți. S-a panicat toată lumea. Toți. Așa, unul dintre comandanți, primul comandant al Corpului 1 anunță că l-au lăsat nervii și fuge și vine altul și ia locul, deci e un, un dezastru total. Din punctul ăsta de vedere, la nivelul comandamentului. Și să nu uit, așa, zi. Și începe o debușare, oamenii se retragă. E o retragere, întâi organizată, se tot închide, se tot reduce mm. perimetrul ăsta a românilor. La un moment dat, e atât de mic încât pur și simplu, nemții oriunde trăgeau cu tunul, nimerau trupe române fug uh, ai noștri prin defileu și acolo dau peste mitralierele uh, vânătorilor de munte austrieci și, uh, care încep să tragă la greu în, uh, în cei care care fugeau uh -huh. prin defileu. Este o nenorocire, acolo este un masacru. E, e masacru Se calcă oamenii, da, e, e un dezastru. A, își abandonează tunurile române Abandonează tunurile. Și nu e și, nu, și nu e prima. Aici este o altă acum. Cu... Cu... Da, da, Vedem da. mișcările românești dinspre Făgăraș, dar surpris de, de 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 cavalerie. Uh, nu avea cum să se pună căști. Problema... Aici este pe unde intră corpul alpin pro, pro, al Problema la români și, și asta. Asta este imagine, a, asta chiar de fapt a, a fost întotdeauna. 1916, în timpul bataliei, coloana da, coloană românească, bașa, românească bașa, în defileul altului. Așa, deci, uitați-vă la Jesus, ei Ăștia Jesus, erau Jesus, hai duci, țăranii români trimiși să se lupte cu armata imperială germană și cu o, armata outro-ungară Și problema la armata română care am înțeles că încă persistă, așa din unele bârfe, e că ofițerii nu erau învățați și nu erau uh, mânați, că nu mi vine alt termen, să preia inițiativa. Cei tot timpul trebuiau să vadă, oare ce zice șef? Exact. În stilul românesc. Oare șeful da. de acord? Da. da, da. Uh, domnul general X, sunteți da. de acord să atac? Sunteți de acord să mă... Deci ei nu erau... Plus că nu o comunicații. După cum am zis, ăștia nu puteau comunica unii cu alții ca să știe cum mișcă. Că puteți să te retragi într-adevăr, dar poate lăsați o breșă. Ăștia habar n-aveau. Plus că ei tot timpul ascultau de sus. Să nu uităm o bună parte din corp ofițeresc român și în războiul ăla, la fel ca și în al doilea, erau din marile familii. În aia cu bani. Puține au fost cei care, cum e de exemplu Grigorescu, care vine în 16 și acolo avem o, o primă pătrundere prin Pasu oituz. Și la într-adevăr preia inițiativa da, și da, oprește da. și aruncă înapoi. Un general deci dacă ăia, dacă, extraordinar. Dacă inamicul intra în 16 până pasul oi tuz, la revedere România. Da, la revedere da. retragere, la revedere tot. Uh, Ajungem e, și acolo. Uh, no, asta zic că erau băieții ăștia care erau super slabi, într-adevăr. Adică avem memoriile lui uh, Ervin Romal La vremea oh, da. respectivă locotenent. Dar în, el vine în, în, în 17 pe frontul moldovenesc. Nu, 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 a participat și la campania din 16. Da? Da? Și în campania din 17. În, 17 știu, în, că în, e... în 1916. Vine cu batalionul bavarez de vânători de munte uh, și participă la luptele din Carpați. Uh -huh. Și uh, este cartea pe care o scrie și se numesc amitirele lui, se numesc Infanteria Atacă. Uh -huh. Așa? Bun. Și el povestește explicit. Deci, ei aveau obiective clare. Te duci acolo, ei cu tare, nu știu ce. Uh -huh. Și scrie ne întâlnim cu români care rătăcesc aparent fără obiectiv. Deci, din cauza că era această ruptură între comandament care era complet incompetent mm -hmm. și trupele de bază, îi trimiteau pe ei acolo, nu le mai dădeau nicio... Bă, descurcați-vă, faceți-i așa da. și românii nu știau ce trebuie să facă. Ok, se duceau în mm -hmm. luptau, nu știau cu cine ce obiectii să ocupe, pe cine să apere, unde să se atracie în spatele bucureștiului, cavaleria germană era în spatele exact. defensivei românești. Un total. Între trupele române și București deja, era aici ce este generalul Falkenhayn, uh -huh. este chiar în Transilvania, deja venise Nisoarea, în soarea în anul acela 8, erau, în, în octombrie venise Aici uh -huh. este Falkenhayn în dreapta, uite uh -huh. și în stânga în centru este arhiducele Ferdinand, este prințul moștenitor al uh, Austro-Ungariei. Aici este tun românesc abandonat în trecătoarea Oltului. Uh, uh -huh. Și aici sunt soldații puterilor centrale, după cum vedem, e plin pe jos de uh, corpuri ale trupelor române. Uh, bun. Deci, da, aici deja e 17. Da, aici este 1917. Aici este din 1916 din nou în, o tabără. Aici este fortificație românească abandonată la Câineni, chiar pe fosta graniță cu Imperiul Austro-Ungar. Da, se vede că e făcută proaspăt atunci. Da. Bun, asta este bătălia de la Târgu Jiu. Dar hai să... Celebra, bă, da, da, e celebră că au fost opriți germanii la pod de civili. Hai să spunem, deci... Și uh... de elevi a unei școli militare s-a și făcut un film hai Acuna, să... un an, doi... Nu l-am văzut încă. Și din trailer nu mi-am putut da seama prea multe. Deci... Și, și, în fiecare an acolo are loc un eveniment de reconstruire istorică. Ceea ce merită. Da, merită văzut. Uh... Deci până să se ajungă la bătălia de la, la Târgu Jiu, intră, vin nemții provoacă o, după ce îi aruncă pe români în uh -huh. defileul Sibiului, von Falkenhayn dă ordin să se înainteze rapid către Brașov. El încerca să intre, care era obiectivul lui? Să intre armata germană odată cu românii prin trecători, să nu apuce românii să, și, să se organizeze, și, să reziste. Și ei voiau să intre în Moldova ca să taie podurile peste Siret, să taie legătura cu armata rusă și să prindă armata română într-un clește. Da, să încercuiască Numai să Numai că au venit ce de la comandament și au zis, băi, dacă intrăm în Moldova, ne pomenim cu mai mulți ruși acolo, să nu cumva... A, plus că dacă intrăm spre Moldova, nu mai, nu mai aveau destule trupe în sud și riscau să intre românii din sud, înapoi, și să-i prind acolo acolo au fost niște bătălie ai noștri au numit da. zidul carpaților încercau da. să reziste pe zidul carpaților să apere trecătorile la Brașov fug ofițerii în în mod satra, absolut genant da. uh, intră, deci, uh, fug românii în urma lor nemții la o aruncătură de grenadă la câteva zeci de metri intră nemții după românii în, în, gară, în gara din Brașov uh, găsesc niște un tren plin cu trupe române, în momentul ăla pregătite să iasă din gară, să se retragă și ofițerii români în momentul în care îi văd pe nemți decuplează locomotiva de vagoane și fug cu locomotiva și abandonează și abandonează uh, soldații români în, uh, în trenul respectiv sunt luați toți prizonieri. Deci e o nenorocire ce se întâmplă acolo. Fuge toată lumea spre uh, Predeal, spre Sinaia, uh, nemții după ei, bombardamente la greu. Se spune că... Distrug o mulțime de vile ale pelitei bucureștene. Se spune de că la trăgeau pregăru. intenționat acolo să... A, era așa? Păi să mă că nu. No, și ăștia, amărâții ăștia, fugind, se ascundeau și pe, după clădiri. Că unde se ascundă? Și, da, poate. Nu cred că trăgeau neapărat intenționat. Că știau că acolo au jaf da, bun de deci... luat. Deci, se stabilizează oarecum frontul și, pe urmă, zice că Falkenhayn atacăm la Târgu Jiu. Are loc prima mm. bătălie de la Târgu Jiu. Să nu uităm că deja, deja fuseseră manevrele de pe Dunăre, deja intraseră comitații bulgari în Sud-Olteniei, deja fuseseră, fuseseră bătăliile de la Turtucaia și un atac la Zimnicea. Hai că ajungem și acolo. Da, da a asta, vreau asta vreau să zic, da. să nu se creadă că luptele da. din, din Transilvania și din trecători sunt singurele la care participă De România. fapt, prima bătălie... Deja sudul, sudul începuse și începuse nasorău de tot... Ajungem și acolo. Prima bătălie majoră, de fapt, se de la Turtucaia, în sud. Da, în, da, în, da, în, da, da. În nord. Bun, da, da, deci da. la Târgu Jiu... Primesc... Și trupele încep să fie mutate, de-a Sunt da, unele se trupe se... care se plimbă între fronturi. Trei stau și se plimbă și între nu văd, și nu participă la Și rând, nu văd da. niciun front, da. Bun, deci la ce se întâmplă la Târgu Jiu, în prima bătălie? Povestește un pic. Uh... Deci nemții uh... primesc ordin, băi, intrați prin Târgu, prin târgu Jiu uh... pentru că e de mai lat și puteți să, să pătrundeți aici. Da, în... și nimeresc peste uh, armata română care este în retragere. Am să nu se înțeleagă că armata română fugea de peste tot. Au existat aliniamente chiar și în Carpați, unde băieții au rezistat chiar foarte bine. Au fost chiar și zone unde s-au dat mici contraatacuri. Uh, uh, au fost zone în care s-a rezistat și barajelor de artilerie. Dar nu aveau cum să țină like, asaltul Germaniei. Și o singură era mult prea mare. Aici la la Târgu Jiu avem trupe ale armatei regale care se retrag și avem acel pod care e ținut câteva ore bune de uh, civili. Practic n-am studiat în, în în detaliu bătălia asta, m-a interesat mai mult uh, mișcările mai mari care și practic intră intră trupele germane da. în uh, defileu ajung la Târgu Jiu, ei cred că au reușit să străpungă așa și în momentul ăla are loc un eveniment extraordinar pur și simplu românii fără să fie coordonați de să să asculte de mare cartier general de la București sau pun mâna pe se mobilizează, se creează un iureș din ăsta, efectiv locuitorii din Târgu Jiu, asta e o poveste absolut fantastică cum spui tu, pun mâna, intră în case, pun mâna no, pe no, no. puștile de vânătoare cu care se duceau să mai braconeze și ei câte ceva prin munți pe acolo. Și, și dacă și prin... ține o minte, mai erau ceva elevi de școală militară. Și elevi, deci o adunătură Așa. din asta, soldați care da. fugiseră împreună cu elevi de la un liceu militar uh -huh. de acolo, cu uh, locuitori din Târgu Jiu și dau, îi dau peste cap înapoi, pe, îi resping pe, pe nemți, uh -huh. uh, după care se întorc și trupele române care fugiseră și participă la la asalt și reușește să stabilizeze frontul acolo unde vedeți liniile la uh... da, dar numai întârzie un pic deznodământul fiindcă da, luna astea... următoare are un nou atac. Da, în mai următoare. avem mai avem un și acel nefericit grup Cerna care era de vreo 10.000 de oameni cere să se retragă îi se spune să rămână pe loc, este înconjurat, este făcut zob. Uh... Da, aia a fost într-adevăr o, 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 o mărlănie din partea Marlui general, fiindcă dacă se uitau pe hartă își dădeau seama că corp, corpul ăla nu are efectiv ce să facă. deci Ăla trebuia scos atunci. Ce avem aici? Uh, okay. Dau uh, acum spre uh, dăm, a, Așa, unde e? Mai acolo. Ok. Deci, în, așa, aici. Apoi. Da. În, în, nord are, în nord are loc un, un dezastru militar. Se încearcă în octombrie, noiembrie să se țină linia frontului pe Carpați, reușește o perioadă a, să. noiembrie e spart deja. E, la spart începutul lui noiembrie, a, e, da. 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 A, așa a, au loc destituiri acolo în timpul ăsta la București. Situația este dramatică și se descoperă că marea conducere de stat a României este compusă din oameni labili psihic Brătianu vorbesc serios, da, da, da. sunt mărturii: Brătianu începe să plângă în ședință de guvern, da. de unde era un entuziasm debordant în primele zile și toată lumea zicea gata, ajungem la Buda pe ce. Hey. În trei zile, nenorocire, Brătianu începe să plângă prin ședințe de, de guvern să smulgă părul din cap că ce am făcut, în ce ne-am băgat. Se caută uh, țapii spășitori. Așa se caută țapii spășitori. Uh, în momentul acesta se descoperă că generalul Iliescu pe care îl pusese acest domn. Pe, pe care... care e nu, este generalul da. Iliescu, Okay. Stai că mie este dă... cel cu, el, e același personaj cu cel de, cu Cozoroc din, mm. din stânga lui Brătianu. Asta e Ionel Brătianu. De de deci, tot deci uh, Ionel Brătianu în centru, generalul Iliescu în stânga, asta este un uh, țuțăr de al lui. E omul de casă. Omul, omul fusese împreună de casă. pe la Paris, îi căra geanta, era nu știu Aha. ce, și pentru meritul ăsta a fost pus comandantul armatei române. Deci, Uh, ce nici, și faci cu o autoritate asupra <coughs> subordonaților lui nu dădea nimeni doi bani pe el, nici nu îl băgau în seamă, nu-l ascultau. De aici, începând chiar... Că sunt și păreri contrare. Eu am citit și, și am memoriile zis. lui Averescu și A ce. Da, deci, Uh, un dispreț suveran. Nu mai zic uh, Bert Locke, când a dat de el și l-a găsit, aici să trebuie să dispară imediat. Imediat să dispară, să aducem oameni competenți, și că nu se poate cu așa avem ceva. Memorile lui Lupu Costachi, carte pe care am redactat-o eu la Humanitas. Oricum o să avem o carte așa. la Humanitas la final. Și eu tocmai m-am amintit -am că am redactat încă una tot despre retragere. Și cartea lui Lupu Costachi trebuie luată și 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 Citită foarte asta bine. Asta a rămas în București după. N a rămas. A fost lăsat de Brătianu a fost lăsat, Da, mă rog, da. Un soi de ministru de interne și să țină legătura, el fi neapărat filogerman. Da, da. Și să, să fie legăt, un, un soi de legătură între administrația românească, aia care mai rămăsese și ocupanții. Omul ajunge să fie închis în 1918. Inclusiv acuzat că a pactizat cu inamicul, dar vorba lui. Păi, păi ăștia erau cu armata la noi. Da, ce normal că invitam da. la o cafea, la un vin sau mergeam când mă invitau ei, că aveam de discutat chestiuni care țineau de aprovizionare, de lege, de tot. N-aveai cum să nu vorbești cu ocupantul. A. Că a. E... Și el a fost închis. Omul face zo partidul liberal, îl face zo pe Brătianu, spune ce, ăsta e politician? Tai căsuiera. era. Ăsta e obscur, surol, lepră. E făcut zob. Culmea, dă nume inclusiv de la cei care s-au îmbogățit de-a lungul războiului, dă vina pe comandamentul militar, pe toți băieții așa pe rând, argumentat la toată lumea. deci bun. omul dă nume. Să, să facem o să Omul dă nume despre... și spune clar despre ce e vorba, iar pe Brătianu îl face zop complet. Cum s-au comportat ai noștri elitele românești în primul război mondial, trebuie să facem o emisiune specială. Da, aici trebuie trebui cineva care chiar știe eu, mm. foarte, foarte bine subiectul. Eu nu cunosc deci... foarte bine subiectul. Ar trebui să mă apuc să reiau da. niște blackboard și n acum. Și să nu uităm pe o chestie care e lăsată și e uitată și e ignorată aproape complet. Toate execuțiile alea făcute în perioada mai ales 16 și, și început de 17... Uh, o mulțime de ofițeri și subofițeri români executați și la sfârșitul războiului s-a pus Batista Pățambal și au zis: "Bă, asta este victime colaterale, da, tovare da, și lăsați-o da, așa da, că da. e bine." N-a fost nimeni tras la răspundere că au fost executați oameni care nu aveau nicio vină, se știe că n-aveau nicio vină. Oricum, a fost un dezastru complet, uh, da, să continuăm cu uh, un singur lucru mai vreau să, să spun înainte da. să ca să vă faceți o idee cum cum funcționa armata română și cam ce fel de generali erau în timp ce Mackenzie se duce personal să asiste la operațiunile de la Turtucaia și de la ce se întâmplă pe, pe linia frontului comandantul armatei a treia române Aslan, era în București și se ducea pe la jockey club se și acolo dădea la și, juca așa, caz, și dădea, da. le zicea lor din vârful buzelor, lua, se ducea să-și ia prânzul la capșa și, și zicea totul e sub control și în timpul ăsta în Dobrogea era nenorocire ba, iar Crăiniceanu... Adevărul că Turtucaia ar fi trebuit să reziste Ajungem, Ajungem acolo și povestești acolo. tu tot. Bun. Așa. Iar pe frontul de nord, Crăinicianu, care fusese și ministru de uh, ministru de Zbui. război mm -hmm. și care era foarte bine cotat în momentul ăla, are un atac de panică, înnebunește efectiv, deși uh, rămâne paralizat, nu mai nu mai poate să dea comenzi. Și în momentul, exact în momentul în care nemții atacau la Sibiu și avea, nevoie, era nevoie disperată ca trupele române să se miște energic spre Sibiu, să uh, slăbească presiunea, Crăinceanu colapsează, nu mai e capabil de... Și atunci subordonații lui trimit de urgență la București mesaj, băi schimbați-l pe ăsta ca nebunit, nu mai, și în, în momentul ăla se produce schimbarea îl dau repede la o parte și îl aduc înapoi pe Averescu uh, la comanda armatei a doua, așa și ăla reușește să stabileze să stabilizeze situația. Mm -hmm. Bun, deci uh, acum ajungem ne întoarcem da. de fapt un pic cu firul acțiunii Turtucaia și că și... fix pe granița pe colțul graniței când Ce se întâmplă vest? Avem uh, trei rânduri de fortificații cu diferite lunete și uh, tot felul de bastioane. Plus, am zis Bastiane, vreau să zic zi. forturi, forturi de cazemate, cazemate da. cu artilerie, cu, cu tot. Orașul, da, luat odată cu Cadrilaterul în 1913, cu toată zona de Hinterland locuită de bulgari și de turci, care nu aveau niciun chef să îi slujească pe români. Uh, și care au dat foarte multe informații armate care, care ataca. Uh, orașul ar fi trebuit să fie sprijinit de pădunăre și de, și de flotilă. Era destul de bine fortificat, însă acum nu o să intrăm în detalii neapărat, fiindcă sunt mult prea multe detalii. Am scris un articol despre el, găsiți în Tactica și Strategia, o să-l să pun și eu la mine pe pagină ca să, ca să poată fi accesat, e acolo tot PDF-ul. Divizia 17 Sunt, a niște lupte, sunt niște lupte absolut cumplite acolo. Se bată ăștia într-o veselie până când comandamentul român colapsează total, cade total. Germanii cu bulgarii, mai ales bulgarii, nimeresc toate fortificațiile române cu artileria la mare artă. Artileria română nu reușește să facă zob, e și un teritoriu totuși destul de mare în jur, dar nici nu vedea exact de unde vine dușmanul. Pe când infa, artileria inamică, logic vorbind, știa unde sunt fortificațiile românești, le, le lovește pe toate, începe asaltul la, la baionetă. Problema în momentul ăsta este că, dându-se seama că bătălia e pierdută și că orașul trebuie evacuat, Comandanții români nu reușesc să facă o retragere uh, uh, cum să zic, Organizat. or, or, organizată, uh, pleacă niște barge și niște nave cu trupe, trec Dunărea. La un moment dat uh, se urcă prea mulți pe ele, unele se scufundă, alți soldați sar în Dunăre, asta deja având în vedere că ei erau pe debarcader și uh, trupele care erau mai în spate se bat cu bulgarii și cu nemții care cuceriseră deja orașul. Uh, sar în Dunăre, cei care vor să treacă pe malul românesc sunt executați de trupele de poliție și de jandarmi de pe malul românesc, fiindcă s-a considerat că, uh, -au uh, da, că, au, că au dezertat, că sunt lași. Deci, e un masacru total și o umilință totală a, a acestei trupe din partea tuturor. Uh, trebuie menționat că aici cade prizonier uh, poetul Topărceanu, care și lasă după aia niște memorii. Exact, asta mi Dure e rău. Prizonierat. Da, prizonieratul la Bulgaria a fost absolut cumplit. De fapt, la de prizonieri erau la exterminare. de exterminare toată regula. Uh, orașul e pierdut, pornesc niște trupe dinspre Silistra. Să spunem că noi aveam trei divizii acolo care trebuia să apere Cadrilaterul, plus 50.000 de. Ar fi trebuit să fie 50.000 de ruși, dar de fapt sunt doar trei divizii care numără vreo 30.000 de oameni corpul condus de generalul Zeancikovski dacă mi-aduc corect aminte. Și din asta trei divizii, una era de voluntari sârbi. Da. Da. Aia se bate. Până la urmă sunt cei mai buni, de așa. Deci erau forțe care ar fi putut să intervină. De ce n-au intervenit? De ce nu iau Bătălia de la Turtucaia durează 3 zile, teoretic în 3 zile ar trebui să Începe, ajungă cineva. Da, mă rog, 3 zile, <coughs> că începem prima undeva pe la amiaz, mi se pare cred că nici măcar dimineață și deja în a treia zi e gata tot, adică e dezastru total nu mai nu, De ce nu, nu se, se intervine? Să la Silistra erau 60 de km de părtare. Se pleacă de la Silistra numai că se trimite o trupă de infanterie fără cavalerie care să -o, -o, o însoțească, fără mașini blindate, că nu aveau, fără nimic altceva și sunt interceptați de alte trupe germano-bulgare care si les, se le se Și la un dat vine ordinul să abandoneze și Silistra, fiindcă nici Silistra nu putea să reziste unui asediu. Asta este Așa avem, asta e frontul uh, la început. Da. Aici vedem acea silistra, stilistra. Turtucaia se întorc. Plus că erau mult prea mulți față de trupele. Adică și mai avem. Germano erau mult prea mulți față de trupele pe care românii puteau să le pună în fața lor. Și mai avem Bazargicul, unde trupele române da. se comportă absolut lamentabil, tot din cauza comandantului. Este comand, uh, generalul uh, Arghirescu, dacă mi-aduc corect aminte. Bă, și uh, care beneficiază, cu ghilimele de rigoare, de niște uh, memorii din partea subordonaților absolut îngrozitoare. Adică, omul, uh, ce să zic, fuge primul de pe câmpul de luptă. Uh, le dă niște ordine din astea și contraordine, duceți-vă, întoarceți-vă, duceți-vă, întoarceți-vă. Da. Practic, în momentul. Asta e o chestie normală în armata română atunci. După, după câteva, zile, după astea. câteva zile, îl înjurau subordonații, ziceau, ăsta învață să facă război pe spinarea noastră, își pierd capacitatea de luptă, divizia 19, își pierde capacitatea de luptă în aceste ordine și contraordine. Da. Duceți-vă, întoarceți-vă, duceți-vă, întoarceți-vă. Era vorba de menținerea orașului strategic bazargic. O. Vin rușii, se ă, ă, stabilește seara linia frontului, din care făcea parte și Divizia 19 -a Română, cu ordin să atace a doua zi, să-i arunce pe bulgari și pe ă, câteva detașamente de nemți care erau acolo înapoi, și ce să vezi până dimineața, armata română nu mai e. Se retrag în timpul nopții și îi lasă singur pe ruși și pe sârbi să dea atacul da, Deci în, cam asta da, e. În Dobrogea, cred că, am, cred că am dat peste cele mai cumplite mărturii ale al lașității soldaților români. Poate lașitate e un cuvânt cam prea dur, dar e singurul front din toate alea pe care le-am studiat și pe 16 am zis că le-am studiat pe toate, unde spun inclusiv ofițerii români și ăia străini și uh, rapoartele germane în care m-am băgat, că la prima salvă de artilerie germană, soldații români și aruncau armele și o luau la fugă urlând. Asta o spun și ofițerii români, asta o spun și rușii. Că era o asemenea panică și un asemenea defetism, deci o luau ăștia la fugă câțiva kilometri după care se opreau. Deci nu fugeau acasă. acasă, unde naiba să fugi în Dobrogea? Că vedem satele alea care nu sunt localități mari, majoritatea sunt bulgaro-turcești, da? Deci, nu aveai unde să te ce? Să fugi acasă, vorba aia, sau să te ascundă aia. Situația... Deci, ăștia, efectiv, o luau la fugă când auzeau că începe artileria să tragă ni. Ca să vă faceți o idee despre ce uh, spune Andrei aici, avem mărturia generalului rus Zaian uh -huh. care e trimis și preia comanda, este numit uh, comandant uh, suprem pe zona asta, din Cadilater, și la un moment dat fug uh, trupele române din Divizia 19, se întâlnește cu comandantul diviziei și întreabă la unde să ne așezăm și le zice undeva, mă rog, mult mai în spate, pe vechea frontieră, zice acolo nu e, și îi zice rusul un dispre, zice acolo nu e nici picior de bulgari -ar, ar trebui să puteți rezista deci ca să vă imaginați în ce hal se comportau uh, trupele române acolo uh, da, da, zic, frontul din Dobrogeab da. e ăla unde vezi vezi dovezi de lașitate crasă pe care nu le vezi pe celelalte fronturi, adică ai bombardament în, ai niște lupte complete la București, ai Turtucaia, Păi la Turtucaia nu vezi de fetismul ăsta. Uh, nimic altul, adică dincolo se rezistă, dincolo se stă, se... Au, retrag... au, au, loc retrageri. Aici, efectiv, au iau la fugă. Se fuge masiv. Da. Da, uh... Este mai trebuie să spun eu ceva ca să înțelegeți și ce înseamnă numerele astea. Divizia 9 era singura divizie activă. Noi aveam 10 divizii active, însemnând 10 divizii compuse din soldați cum să spun în perioada înrolați. Înrolați care erau în putere, erau tot ce este peste 10. Adică divizia 17, aici divizia 19 erau uh, compuse mai mult din rezerviști. Uh -huh. Ăștia erau de aia luați de 40 de ani, de 35-40, poate chiar mai mult de 40 de ani. Mulți dintre ei aveau o pregătire foarte sumară, uh, nu aveau echipament, nu aveau uh, tunuri, nici măcar cât ăștia din diviziile active până da. de la 1 la 10. Da, 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 era deci erau, erau prost pregătiți prost încadrați, nici ofițeri nu erau, erau un mare deficit de ofițeri pentru că și, sub, stăf... și de subofițeri sub sub pentru ofițeri că era. pentru a fi ofițer sau subofițer trebuia măcar să știi să scrii, să citești și noi nu prea aveam genul ăsta de. era o populație care, în care analfabetismul era masiv la fel ca în perioada interbelică cea mai analfabetă țară din Europa și la fel, dacă ne uităm pe statisticile actuale ajungem din nou acolo Sunt... da. devenim cea mai analfabetă țară din Europa da. Deci, asta este uh, situația. Deja aici oh, avem da. frontul din, din Dobrogea în perioada 1-16 septembrie, după ce a căzut. Uh, Turtucaia, vedem linia albastră da. inițial cum erau Turtucaia dispuși. Turtucaia dreptul Așa, exact. Peste, de București, peste, peste, da, aici era considerată vitală Turtucaia pentru că apăra, apăra intrarea, direct, drumul, am. spre București. Da, și de parcă la ortenica. era și cale ferată București era, era și cale ferată, da, era Așa, foarte important. cu Giurgiu la fel. Bine, la Giurgiu ai într-adevăr. Da. Bun, deci îi împing înapoi. Aici, la un moment dat, îi dispune generalul Zea Cicovski în formă de V uh -huh. și îi bagă pe sârbi, care erau cei mai buni luptători în vârful literei V pe care o vedeți a frontului, cu ordinul să reziste cu orice preț. Au, au la pierdere sârbii, mamă. Pierd la oameni, pierd la oameni în Dobrogea. Dar fără ei, probabil că pre, pre, pretragerea ar fi fost mult mai mult mai complicată. Bun. Și în momentul ăsta, în timp ce la București eu erau toți disperați și îi părul din cap, apare Averescu care zice am eu o idee, dați-mi trupe și schimbăm planul de atac îi atac pe ăștia îi, îi, at îi atacăm în spatele frontului, facem pod de vase la Flămânda și picăm în spatele frontului și încercuim armata lui Mackenzie pe toți bulgarii și pe nemții, îi prindem în Dobrogea și îi masacrăm acolo. Dar nu din... s-a uitat la meteo așa, nu s-a uitat la meteo se încarcă, se oprește ofensiva din Transilvania, se încarcă trupele masiv în trenuri, sunt trimise către Flămânda pentru marea operațiune a generalului Averescu. Sau cum spunea un istoric american care a tratat subiectul România primul război mondial, România au încercat o proverbială schimbare a cailor în mijlocul râului. Adică, oh, în plin război, când erai prins pe două fronturi, tu te apuci să schimbi planurile, renunți la ideea de a ocupa Transilvania și te gândești să-i lovești pe el alții în Dobrogea. Ce ar fi trebuit, dacă era de la bun început, ori făceai una, ori făceai pe alta. Da, mai bine ar fi ar fi asigurat defensiva. Să nu uităm că, odată ce retragerea în Dobrogea e, e, e clară, se încearcă încă o rezistență pe Constanța, dar e abandonată și podul de la Cernovodă abia scapă de distrugere. Se primește ordin. Au vrut să-l arunce da. românii în aer. N-au putut. Uh, am zis că se opresc și inclusiv rușii ar fi zis ceva de genul că bă, lăsați-l totuși pe ăla. Era o capodopără arhitectonică, <laughs> da, 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 era, era ceva era, fabulos. Era mult prea fain și uh, mai este încă o variantă cum că n-ar fi avut destul de explosiv și au că n-au cum să-l dea jos. au aruncat în aer Copiii. și n-au reușit decât o uh, susținere din aia secundară să o distrugă Da, dintr-un capăt. au da. abandonat, îi durea pe tot sufletul și pe români și pe, da. pe nenți Mackenzie s-a dus special acolo în timpul luptelor să vadă podul deci da, podul și la momentul respectiv sunt niște bătălii de pentru Salini. podul ăla da. se bat băieții deci podul e... făcut de Angel Salini era o capodoperă inginerească, da. renumită la nivel mondial era, cred că, cel mai lung pod din Europa la ora respectivă mm. și, uh, oricum, ceva cu totul și cu totul special. Uh, așa cum spui tu, se încearcă uh, rezistența pe Constanța, nu se reușește. Constanța care uh, nu era fortificată. Nu era fortificată. Uh, apar și turcii, două divizii turcești care vin aici și Ei participă. Erau deja. Adică, a, a, la un moment dat. În primele zile a... nu sunt. Apar un pic mai încolo, prin, prin septembrie. Da? da, da. da? Uh -huh. Așa și împing, participă și ei la, la lupte. Uh, nu lasă o impresie foarte bună. Uh, Mackenzie e deziluzionat de bulgari. Bulgarii, în momentul în care intră în, Dub în, în Dobrogea, încep să fure. Să, să violeze, să așa. Da, e, e dezastru uh, total. Nemții sunt foarte supărați pe ei. Uh, și spun ăștia că uh, aș renunța la toată armata asta de bulgari să am o divizie de, de nemți, uh, zice Mackenzie. Păi și în București, prima, prima uh, zi uh, sarcină a nemților după ce uh, cade Bucureștiul e să-i oprească pe bulgari să deci, jefuiască. Da, să-i scoată din București. Da. Pe aia furau. Deci, uh, au făcut absolut orice. Au făcut ce aveau să facă rușii 20 de ani mai târziu, opreau oamenii pe străzi și le luau ceasurile. <laughs> Ca să da. înțelegem. Bun. Da, ne întoarcem aici. aici. Mackenzen e turbat pe, pe bulgari de supărare. La un moment dat, unul din ofițerii lui de stat major spune: Turcii vor să fie încartiluiți la Mangalia ca să se roage, pentru că acolo e celebra moschee. Bulgarii vor la Constanța ca să jefuiască, și pentru bulgari a fura o vacă este cum ar fi pentru noi să capturăm un stag al unei divizii inamice. Deci ca să vă faceți o idee ce părere aveau nemții. Deci la un moment dat apar tensiuni pentru că nemții nu vor să-i mai lase pe bulgari să-i șefuiască, îi orice măsură și ei preiau comanda asupra mijloacelor de comunicație, de transport, inclusiv căile ferate. Da, da, și la un moment dat... Bulgarii fuseseră al dracu de buni. Da. La soldați bulgari, fuseseră al dragului? Bun. Bun. Nu mai vreau. Au intrat și bulgarii, o mentalitate asemănătoare cu a românilor. Domnule, ne-am atins obiectivul, nu mai vrem, nu așa, să mergem mai <laughs> departe. La un moment dat, bulgarii încarcă din Constanța toate pianele din oraș da, și vor, vor să le ducă în Bulgaria. Nemții opresc halt. Nu. Și atunci bulgarii de a dracu au zis, da, nu ne lăsa să furăm, au pus mâna pe topoare și au făcut praf toate pianele pe care da. le furaseră. Uh, bun, astea sunt. În timpul ăsta, uh, rușii care primesc întăriri încep, continuă să se retragă, ajung da. la Hârșova. Aici, uh, ofițerii ruși scapă situația de sub control. Ajung soldații într-un. dau de un depozit de alcool, se îmbată, se fac rangă, și timp de trei zile jefuiesc orașul cumplit. Deci, aliații ăștia erau aliații. Asta pune capac la tot ce se întâmplase până acolo, și Zaioncicovski este destituit. Și este adus în locul lui un alt general, Saharov, dacă nu mă înșel. Și Zaioncicovski fusese. Bă, să facem o mică paranteză. Așa. fusese unul dintre cei mai cerebrali. Dacă e să ne uităm și acum revenim la perioada neutralității și la 16, după cum am zis, rușii nu prea aveau chef să intre românii în război, fiindcă prelungeau frontul mult. rușii nu aveau încredere, comandanții militari ruși, nu aveau încredere în armata română. Evaluaseră corect. Da, sunt singurii care evaluează corect situația. Culmea. Cu tot ce avem noi împotriva rușilor, când trebuie să-i lăudăm, trebuie să-i lăudăm. Fiindcă băieții ăștia au fost singurii care au știut de la început că România va fi un dezavantaj masiv pentru tot frontul de est. Pentru aliații vestici, păi durea fix undeva. Atâta vreme cât se luau trupe de acolo și se băgau împotriva României, erau fericiți. Pentru ruși, în schimb, situația era foarte nasală. Zeuncicovski e cel care, a, pe lângă faptul că rușii, de la început spuseseră dacă România intră în război, să intre împotriva Bulgarii. Venim și noi. Era mult mai simplu pentru ei. Aici mai era și chestia, că ei atunci puteau să intre și, puteau să păi tace păi, și Transilvania un pic, ha, da, prima dată. Da. Spre Constantinopol, hai să zicem, meh, nu prea cred că să seama cam ce apărare ar fi fost acolo. Dar posibil și ideea, că nu le trecuse din cap. Cred că nici acum nu le-au trecut din cap. Da? Și ei spusese de la început, hai România împotriva Bulgariei, scoatem Bulgaria din război, după care vedem ce facem. România au zis, bă, iară să ne pomenim cu aliatul rus păstă noi cu trupe, nu, și vedem în 17 da, ce... Da. Bine, e clar că dacă ar fi fost mișcarea asta, probabil că n-am fi avut mișcarea din 17, pe, cu da. bolșevismul, zic da, și eu. Da, nu știm da, ce ar fi se fost. Fac, se Nu, fac nu știm asta, ce ar da. fi făcut nemții chiar în cazul ăsta. Probabil l-ar fi trimis pe Lenin mai repede. Probabil, probabil, probabil. Uh, totodată, să nu uităm, asta e o chestie pe care am uitat să o spunem la început. Când a intrat România în război, au existat niște înțelegeri bilaterale, ruso, franceze și ruso-ingleze, prin eu. care se spunea foarte clar, bă, România intră în război, dar România nu va fi acceptată la pace ca parte cobeligerantă cu drepturi egale. Și nici, și nici nu le vom da ceea ce le-am le promis acum. Mă rog, dacă era Transilvania, aia putea să fie. Da, ai și vreau și Bucovina, vreau și banatul. Și Bucovina, fiindcă Bucovina nu avea nicio treabă. Acolo singura problemă o avem cu rușii, cu populația ruteană, care deja era majoritară în partea de nord, și o să o vedem pe hărțile de. Pe României mari. Da? Deci, asta zic, Zăuțicovski fusese. și inclusiv, deja când începe asaltul germano bulgar pe Dunăre, băieții zic, bă, aveți grijă că e bai. După cum am zis, ei erau preocupați de Odessa. Deci orice atac prin Dobrogea care s-o spre Odessa era moarte, moarte, pentru ei. Și în momentul în care uh, germanii ca încep să spargă trecătorile înspre sud, rușii sunt primii care zic retragerea în momentul ăsta, abandonați tot sudul Moldovei. Normal că românii care încă aveau toată Muntenia plus Oltenia au zis, bă, cum adică să abandonăm tot? Și rușii au zis nu, puteți ține teritoriu. Punct. Nu putem să-l ținem. Noi nu putem să vă ajutăm, voi nu puteți să vă apărați. Retragerea în momentul ăsta. Apare și Bertlo în octombrie 16 uh, care zice în niciun caz. Dăm bătălii. Și rușii iară zic, păi retrageți-vă acum, inclusiv când, când se ajunge la trecerea Oltului și înainte de bătălia Bucureștiului rușii au spus foarte clar, nu vă bateți pentru capitală Fiindcă odată ce începe spargerea, că vorbeam de ce se întâmplă în București, uh, s-a instaurat uh, astăzi, uh, cenzura. cenzura. Nu era voie să se vorbească despre ce se întâmplă pe front. Faza e că spitalele erau pline de răniți, uh, mai veneau unele schisori sau poate unii fugari care ajungeau acasă și povesteau, alții care erau trimiși acasă și deja lumea aflase. Plus că vedeau că Ministerul încep să-și împacheteze arhivele care plecau spre Moldova. Elita începea să-și împacheteze uh, drăgălășenile să le pună în mașinuțe să plece spre Moldova. Ambasadele statelor aliate începeau să-și ardă arhivele în curtea ambasadei, că de unde să le ardă, că în sobă nu încăpeau chiar toate. Și lumea și-a dat seama, băi, băi, bai cu vaca. Opa, înainte să-i vadă la pe auzau tunurile la Turtucaia, care erau relativ aproape A, și așa. Deci... Erau aproape, dar, bun, da. poți să zici da. că n-ai o bătălie, da. nu se știe cum se termină, să știu după aia. Deci, asta zic. ruși au fost aceia care au zis: Nu vă bateți pentru capital. Și când ajungem la bătălia pentru București, vedem acolo încă o enormitate făcută de, de români. Asta e Asta e Turtucaia. Sunt fortificații Baterii de la Turtucaia distruse aici soldați români pe Dorotur, câmpurile de la Turtucaia căzuți în timpul luptei. Bun. Deci uh, 16le. Da, a, da, la 18 da, 18 da. 16 septembrie. Este uh -huh. uh, bun. Deci uh, se pierde lupta în ce ce -s -s e Ciovski, dar e da este, nu uh -huh. este o hartă românească. Uh, deci da. se pierde lupta în Dobrogea, uh, uh -huh. se pierde lupta din Transilvania ne retragem pe munți. Uh, se ce pierde se Oltenia? ce se întâmplă se sparge frontul uh, se sparge frontul la Târgu Jiu da uh, adună acolo șase divizii 60.000 de oameni uh, pe un drum mm. din ăsta foarte îngust și folosesc tunuri de calibru mare, sparg. Da, exact. gândiți-vă <laughs> cum arăta atunci. Trebuie merge cu 3 km la așa. sau 5, deci, hai să Se zicem. sparge frontul acolo, debușează în mm. în Oltenia, năvălește cavaleria da, și Germană. spargerea pe Valea Oltului? Se reușește și spargerea uh -huh. pe Valea Oltului, trupele române încep să se retragă spre Pitești, spre da. Târgoviște, spre Craiova, spre uh, Roșiori de Vede, uh, la un moment dat, odată cu cucerită, aproape cu cerită Dobrogea complet, von Mackenzie se întoarce și debarcă la Zimnicea, uh -huh. acolo, da, da. cu trupe bulgare, germane și turcești, yeah. și practic se creează două fronturi. Din nou, este zona de la Zimnicea, de unde încep să înainteze spre Giurgiu și spre București, și zona dinspre Pitești cum înaintează trupele germane spre București. Aici ajungem unde ai spus, tu, ce ai spus tu mai devreme, apar două opinii. Bert Loh, care este trimis la cererea lui lui Brătianu să preia comanda armatei române în calitate de șef de stat major, el refuză din într-o diplomație foarte bine gândită și zice, băi, nu vreau eu să fiu pus ca să nu vreau să menajăm. Da, am adus laptopul. A, așa, să, să, menajăm, să menajăm sentimentele românilor, dar nici cu Iliescu nu se poate. Așa că îl schimbăm pe ăsta și stați că, mm -hmm. liniștiți că Iliescu, care era țuțărul lui Brătianu, nu a fost tras la răspundere pentru dezastru, a fost trimis la Paris pe post de atașat militar, da? Deci pe un loc călduț și uh, Bertlot zice uh, nu putem să ne retragem uh, așa pur și simplu, trebuie să dăm o, o bătălie uh, pentru București. Toată lumea cade de acord că nu putem abandona Bucureștiul și să dăm o bătălie și uh, Prezan care i-a dus în locul lui Iliescu să conducă uh, armata română în calitate de șef al uh, Marului Stat Major sau cartierului general uh, așa, concepe un plan are loc bătălia de pe Nașlov. Unde? Ce se întâmplă? Deci înaintează concentric trupele germane dinspre Carpați și trupele bulgaro-turco-germane dinspre Zimnicea către București. Da, mai avem o debarcare pe la Giurgiu și mai avem, mai avem niște trupe rusești care vin dinspre Uh, Brăila, dinspre din spre Buzău. Da. da, din spre sud-est, mai, mai, din, din spre sud-estul Bucureștiului, deci de la nord de Silistra mai sunt niște trupe uh, rusești care nu se grăbesc deloc, încă rușii spuseseră clar, n-are rost să ne batem și ei nu voiau să pierdă oameni de spus pe românești. Adică le spusese clar și, și să nu uităm că Brătian uh, e cel care uh, refuză la un moment dat să îi lasă pe români să se retragă din anumite bătălii care se știa clar că în, se vor sfârși cu, cu, cu niște pierderi. Avem acest sal din, din cam toate părțile, inclusiv dinspre nordul Bucureștiului, deja vin, vin trupe. Și care e planul românilor aici? Planul Ce românilor e? este un plan super interesant. Nu mă un pic o să, o să citesc de aici, vreau să zic de Brățianu, dar. Uh, Se creează un grup de manevră. Da, avem, avem acea discuție în, în 9 noiembrie. Cu Prezan, uh, când, când Prezan e numit com uh, com comandantul A1. Și avem o discuție la Marele cartier general, uh, în fața lui Ferdi, a regelui, între generalul Iliescu, care încă era pe funcție, șeful, șeful MCG, generalul uh, Be Beliaev, care era. Uh, Reprezentantul Stavka. Echivalentul lui Bertlo. da, era șeful ceva misiunii militare da. rusești la București. Și Bertlo. Și uh, rusul zice din nou aceeași chestie. Retragerea spre Moldova. Ce Cedând treptat teren. Dar fără o bătălie de, decisivă în care să aibă loc pierdere. Adică o, o retragere organizată, fain frumos, da. cu, și frumos și la ținut la respect. Uh, și Rusul le spune foarte clar că nu au trupe care să ajute armata română. Deci, vă descurcați. Orice faceți, vă descurcați. Bun. Uh, zice că uh, nu au cum să cedeze jumătatea țară cu resursele de petrol și de grâne și că trebuie să se bată. Bun. O nouă hotărâre politică, de uh, fapt, sau da. strategică, economică. și asta. Da. Uh... Probabil fiind că totuși Valea Prahovei și uh, Câmpia Bărăganului erau foarte importante. Da, dar nu aveau cum să fie ținute. Probabil Bertlov, ce voia el să facă, era să cauzeze cât mai multe pierderi pe pausul germanilor. Cam asta probabil că era singura chestie. Fiindcă altfel, dacă ne uităm pe hartă și el cu siguranță știa geografia zonei eu dea seama, și văzând asaltul pausul german, își dădea seama că n-au cum să -ți mai țină nimic acolo. Plus că exista și Dobrogea deja care era ocupată, deci exista pericolul să fie efectiv închiși. Da. Mă rog. Așa și Bertlui avertizează că o atitudine defensivă pe 150 de km, pe un front lung de 150 de km va fi foarte păcătoasă și că trebuie dată ofensivă. Și Ofensiva dată pe o linie de la Pitești la București, care ar fi lovit din aflat în marș. Cel mai mic succes, în opinia lui Bertolov, fiind eliberarea munteniei de trupele inamice și cel mai mare, reocuparea Craiovei. Deci, suntem din nou în, în domeniul realismului magic al literaturii franceze, literaturii militare franceze. Da, bineînțeles că n aveți cum, să, n -ave cum să faci așa ceva. Uh, Ferdinand s-o pune, culmea cool, Ferdinand s-o pune de față cu ei Dar prezant cu ceilalți uh, Cu ceilalți uh, Comandanti sunt de acord Faza e că băieții habar N-aveau Câte trupe inamice sunt în momentul ăla Pe teritoriul României Nu știau ce fel de trupe și nu știau câți ies Armata română care pierduse deja foarte mulți oameni Enorm da. Vorbim de câteva zeci de mii Sute de mii chiar nu, 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 niciun caz. Nu, nu. Cifrele sunt mult mărite. Foarte mulți au fost luați prizonieri. Păi da, sunt da, unități. Da, sunt... da, și erau a, tot pierderi. A, bon, tot pierderi erau. Bine, eu mă, mă păi nu numai la mă, totul mă în aia, au fost 27.000 27 de, mii de, o, de ce oameni. Ceva mai care de genul. Mai au... avem grupul Cerna de 10.000 care-i făcut zob în alte zone. Deci, în, în câte un de, sat, câte, câte 2.000 de oameni. Peste 100.000 de, oameni se pierdusele la oră, cu, da. cu, cu ofițeri. Deci, plus, bineînțeles, morții. Care nu au fost așa de mulți. Culmea, mai, mulți, mai multe pierderi a avut România în primul război mondial din cauza bolilor decât da, din cauza războiului. Da, da. Deci cifrele alea de de milion de pierderi, de morți, alea nu sunt în război. Eu am văzut niște cifre și chiar am avut niște discuții cu unii care studiază. Se pare că România a avut în primul război mondial din cauza războiului pierderi la 50 de mii oameni. De, morți, restul, de morți. Da, restul, boală. Boală, da, boală, boală și uh, alte... De exemplu, în, uh, în Moldova s-a murit masiv de frig. S-a murit... Uh, da, deci, da de și de frig uh, foamete și Tifos. Fomete, da, cele trei care rad, a fost de norocire, da. Rad atunci uh, Moldova. Uh, deci, da, faza e că se organizează sunt, contra sunt câteva divizii... Da. Mă rog, contraofensiva. Da. Se, se organizează o apărare cu câteva divizii care sunt adunate din resturile divizilor care luptasele deja și care fuseseră făcute zob deja uh, din sunt două divizii se făcea una singură și primeau un indicat și, și la dublu, exact. da, uh, se adaugă tot felul de răcani proaspăt băgați în armată, prost echipați, prost instruiți sau neinstruiți uh, comandanții erau absolut terminați nervos, moralul trupelor era la pământ, erau nemâncați, erau neechipați cum ai zis și tu, cu hainele rupte cu cizmele rupte Habar n-aveau ce este înainte, ce, ce este în fața lor, ce, ce inamic vine. Nu aveau echipament pentru uh, comunicații, nu se putea comunica cu marele cartier general, se comunica prin curieri, deja când ordinul ajungea, situația se schimbase era complet, complet. Da. când ajungeau informațiile apoi la MCG, situația era schimbată complet și, și, și tot așa. Problema. Uh, adică, problema. Bine, mai avem și acel episod, când o mașină cu doi ofițeri români uh, e capturată de germani cu ultimele ordini operative date de către MCG. Uh, partea amuzantă a, a, a chestiunii, și de aia zic că Bertlou ăsta a fost un, un un personaj super interesant. Dacă într-adevăr românii s-ar fi apărat pe aliniamentul, ăla fără să miște, ar fi fost o problemă pentru puterile centrale. Dacă ne uităm foarte bine, însă, faptul că românii au atacat, așa cum a spus Berthelot, pentru puterile centrale a fost manăcerească. Fiindcă românii n-au reușit să țină linia, După cum am zis, nu se puteau coordona. Deci ăștia când au zis că dau atac, ei au atacat. De ei nu știau unde sunt celelalte unități. Da? Nu, nu vorbim de un teritoriu plat unde să se vadă unii pe alții. Ei stau kilometri întregi între. Și pentru aliați, mai ales pentru Cavaleria Inamică, care era deja ma, era, era multă, da, a trimis și austro a trimis husari, a trimit, trimis trupe ca lume. Pentru că și-a fost mănăcerească. Fiindcă, unul la mână, unele unități românești, pur și simplu, s-au pomenit înconjurate, s-au predat cu miile, alte unități au rezistat cât de cât în fața artileriei, după care au luat-o la fugă, altele, după ce au fost tocate, s-au predat și altele, în fine, au fost făcute zop. Așa, cu cavaleria, încă de la începutul atacului, exista cavalerie germană în spatele trupelor române, între trupele române care apărau Bucureștiu și București. Erau, erau, acum, ca să sintetizăm, era un război de manevră, de mișcare, în care nemții erau ași, pentru că asta făceau de secole, da? da? Ei au, și Rusia, făceau deja așa, de așa, doi ani și știau. Și știau, să da, la nu știu da, da, câte da, da. campanii erau cea mai bună armată din lume și manevrau extraordinar. Da. A, ai noștri nu, nu știau deloc arta războiului în momentul ăla, erau da, era foarte slabi. Era și singura șansă erau niște bătălii defensive, așa cum s-au dat de fapt și în vara lui 1917, uh -huh. când ă, noi spunem că s-au obținut niște victorii extraordinare acolo. S-au obținut. Obținut, obținut, dar... Cu această mențiune că erau niște linii statice da. și se luptau, erau în tranșee, ăia n-aveau pe unde să te încercuiască. Exact. Dar cine citește memoriile lui lui uh, Roman, uh -huh. viitorul fel mareșal, va vedea cum operau ăștia. Deci erau trupele germane, nu atacau niciodată frontal dacă puteau evita chestia asta. Se făceau manevre de învăluire, se, de, pe cât se posibil da. erau. Uh, Românul parcă luptase undeva în zona Ghi, de la Ghimeș, în nord. Nu e la Oituz, dacă bine ține o minte. Uh, na, în 1917 e la Oituz. E la Oituz, da? 17. Și în 1916 undeva Alpii Transilvani, cum îi zice, el, aici, la aici. Nu în... știu ce aveam impresia că el a fost rănit undeva în zona Neamț. Nu, 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 Aș, nu a, acolo. Țineam, acolo așa participă așa participă și participă da, la, și după, la. După aia ai trimis în Italia. Da, după aia e ai trimis Păi oricum îi luau și îi mutau de colo colo da, acolo, pentru da, că nemții da. nu aveau. Erau atât de strâmturați cu, mm. cu resursele, încât pur și simplu luau diviziile și le mutau de colo-colo, unde trebuiau apăreau crize. Așa era și cu ăștia ai lui Român, care erau o unitate de elită. Bun. Deci se dă Da, bătălia deci avem, avem, pe avem nebunia asta de trupe române care nu se pot coordona nici cu, nici cu comandamentul. E un dezastru total. Într-adevăr, sunt niște pierderi inutile. Toată lumea o zice, și nemții, o zic, și românii, și. Tot să zic că era. Este o bătălie care nu trebuia dată. Și stau să mă gândesc cu cine zice da. Ah. E, e momentul, e momentul. Stai, 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 că zic acum, că este. Este un citat foarte fain, dar vezi că... E, uh, e, momentul în care armata română pur și simplu se dezintegrează. Așa. Toată lumea spune lucrul ăsta. Da, uite aici zice generalul Dabija, care și lasă niște, niște scrieri foarte da. faine. Bătălia de la Argeș nu numai că nu trebuia dată, dar chiar dacă ne-ar fi fost impusă de inamic, nu trebuia primită. Ce? Nu. Trupele alea puteau să fie retrase, așa cum au zis rușii, fain frumos, sudul Moldovei, așa a fost o decizie politică, din nou, pentru că nu vreau să lase Bucureștiul. Nu vreau să abandoneze Bucureștiul fără o luptă. Da, tot un drac era. Adică știai că l abandonezi. Îl aband... A fost știai încă o decizie o politică. Cade, dar vrei să mai pierzi încă 20.000 de oameni pentru o tâmpenie? chestia pe care, într-adevăr, bătălia a făcut-o a fost să permită retragerea unei părți din populația civilă din București. Asta e singura chestie pe care a făcut-o bătălia asta. O bună parte din populația care s-a retras înspre Moldova și care a fost prinsă de frigul din iarna aia și a, și murit, a murit acolo. acolo da. Și, da. Și, și de frig și de fara. strângeau pană. cu tomberoanele de da. pe străzi. Avem trupele lui Mackenzan care ocupă Bucureștiul chiar de ziua lui Mackenzan. Uh, sau Mackenzan era pe 5 sau 6 decembrie și capitalul ocupată ocupat în 6. Uh, și celelalte trupe intră în urmărirea trupelor române înspre, înspre sudul Moldovei trupe române care sunt prinse de uh, sunt prinse de uh, inamic din spate și lovite foarte bine până ajung pe, pe aliniamentele din sudul Moldovei, unde frontul se stabilizează, cu toate că luptele continuă în, uh, în iarna aia. Da, ia uite ce frumos uh, mă băieți în 6 decembrie, 16 în București. Da, intră uh -huh. armatele puterilor centrale în București, Întâmpinată de o parte a populației. Ia, ofițerii uh, tuturor, uh, aliaților. tuturor aliaților. Da. Întâmpinată de o parte a populației, Von Mackenzie este foarte surprins și crede că e vorba de români. De fapt, nu erau români cei care îi întâmpinau, nu erau rezidenții străini. Erau rezidenții străini, erau uh, foarte mulți uh, supuși austro-ungari, erau foarte mulți germani. Uh, Bucureștiul era o capitală cosmopolită, la ora aceea erau. Foarte mulți oameni de alte naționalități, erau foarte mulți evrei. Uh -huh. Deci, ă, asta era armeni. era, greci. Armeni era du, toată aici Bine, este și românii așa de. Da, dar cei care i-au întâmpinat cu flori și e, cu aplauze erau da. Bun, aici este o companie de bicicliști ungari care intră, este chiar în zona de la Universitate din București, Cercetași. dacă Cercetași, uh -huh. e vânător, da, dacă recunoașteți, este chiar zona de la Universitate, din centru, centrul centrului uh -huh. Bucureștiului. Da. Cu Mihai, uh, Mihai Viteazul în dreapta, da? Da, dacă da, 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 da. Și aici, după cum îl vedem pe Mackenzie, este pe calea Victoriei. Uh, e pe bucureștenii -l -l recunosc. Da, așa. Este... Da, acolo, așa, aici este uh, ziua de Crăciun, 25 decembrie, fără Mackenzie intrând în Biserica Luterană din București. Bă, nu știu dacă e Luterană. Probabil. Așa clădirea mare are Luterană lângă și veche... În orice caz, este... Da, nu în... trebuie să fi fost protestant. Că era prusac și prus era de protestant. Deci, în era. orice caz, este uh, MacKenzie surprins în momentul în care intră în uh, biserică în București de prima zi de Crăciun ca să asiste la slujbă. Asta vă spun uh, cu certitudine. Ăsta este momentul. Toată lumea da, salută. Îi vedem, germ... vedem ofițerii cu moțul ăla țuguiat, uh... Bă, și sunt doar... Pickelhaube se numește. Așa. Păi, sunt numai germani. Numai germani. Atent, da. Deci... Fiecare cred că s-a dus la biserica proprie. E foarte probabil. Austro-Ungarii probabil la Catolici? La Romano-Catolici sau la uh. Calvini. Uh, Romano-Catolici probabil la Biserica Italiană din centru. Uh, dacă vă întrebar, Otomanii, stai, aveam... Otomanii... Uh, era moschee în București? Nu cred. Nu era în nu nu. Parcul Carol? Nu, parcul nu parcul Carol. cred că era moschee. Nu cred că aveam moschee. în București. Hmm. În orice caz, Bulg Bulgaria bulgarii fusese bulgarii <laughs> uh, Dacă, era... vă întrebați și cu băscăria aia pe capa lui uh, von Mackensen, vă explică Andrei acum. E pălăria de husar. Exact. Mai, 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 vedem și la băiatul din spate. Cu capul de mort. Cu capul de mort. Da, da, da asta da. e. Vedeți? E și în spate un ofițer de, de husari. Asta era capul... erau ulanii morții, da. așa le spunea. Da. Sau ulanii negri, mi se pare că, că mai apar la un moment dat. Deci la erau câte trupe au ăștia, e greu de... Erau căciulile alea de paradă, de... Uh, și atacau cu ele. Și atacau da, cu da, ele? Da, 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 da. Erau folosite. Avem, avem imagini... Uh, pf, bine, cred că în 16-17 nu le mai foloseau neapărat în asalturi, că aveau, aveau coifuri metalice, că știau ce înseamnă mitraliere. Dar în 1914, când încă uniformele vechi sunt în da, uz la toate da, armatele, da. Da. băieții atacă cu ele. Și îți dai seama că uh, probabil era mult mai bine să ai cușma asta pe cap în est Europa, unde îți venea frigul din Siberia, unde, unde sufla uh, frigul din Rusia, decât să pataci cu casca aia care ți era cam pe cap și îți îngheța creierul să făcea câte o ba lună. Uh, deci... Da, Mai avem încă niște imagini foarte faine pentru cine vrea să caute de ziua lui Wilhelm al II-lea la arenele romane. m 17 Uh, 16 sau 17? Nu, no, 16 -are cum. 17, o, 17 sau 18 atunci. Uh, 17 sau 18. știu e că în celebra călătorie multe... România a lui Wilhelm. Da, și... Bă, nu, 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 mai țin minte dacă e și el prezent sau nu, că Aia zic, am, am lucrat într-o vreme cu foarte multe poze și Așa. Nu, nu mai țin minte exact ce era acolo, că era o, o, o sumedenie. inclusiv o poză foarte faină cu ceva piață centrală din din București, nu știu dacă piața romană sau dacă ziceai, care dintre ele. am și poza aia. Că o am și aia să... unde scrie că nu-i voi intra cu căruțele. Dar e limba germană. <laughs> da, <laughs> și chiar mă uitam, zic, mă, Poate vorbim o dată și despre administrația da, germană. Da, e vorba de, 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 ocupația bă, germană. Uh, Bun. Da, cred că ar fi fain de, de vorbit un pic despre relația lui Bertlo cu, cu românii, fiindcă a avut o relație foarte, foarte, foarte accidentată. Să nu uităm că Averescu cu Prezan nu se suportau. Da. Cam nimeni nu se suporta în, în comandamentul românesc. Nimeni cu nimeni. Nimeni cu nimeni. Apare, apare Bertlo și aici ce că existau diferențe foarte mari la nivel operațional, de, de gândire operațională, fiindcă Bertlo era adeptul rotației unităților pe front și a creării unor rezerve puternice. Bine, asta într-adevăr, fiind Masa de Franța, marebră, fiind da, Franța da. puteai să faci. Averescu era cu procedurile românești, adică concentrarea de trupe în zone critice ale frontului și rămânerea pe poziții, fiindcă armata română nu are rezerve ca lumea și nu are echipament pentru orice fel de, de rezerve. Bertloi era foarte nemulțumit că Averescu cerea mereu trupe și îi se dădeau trupe și nu îi se împotrivea nimeni de, de frică. Iar Averescu numea sfaturile lui Bertolot teoretice și fără aplicabilitate practică la situația frontului românesc. Adică, băi, ce da. te dai tu de aici la noi că știm mai. Uh, da, în, în octombrie 16, chiar după ce a ajuns în România, uh, Bertolot scria, ajungând aici, am găsit oamenii destul de deprimați din cauza eșecului suferite de armata română și sunt obligați să-i remontez puțin. Dar lumea aceasta cam uită proverbul ajută-te singur și cerul te va ajuta și strigă după ajutor în toate părțile. Hmm că seamănă cu ceva. Ei mă privesc ca pe un salvator când primul lucru pe care ar trebui să-l facă ar fi să-și revină. În sfârșit, sper că voi putea să dau o mână de ajutor pe aici. Pentru o so peste o săptămână, zice, românii nu erau deloc pregătiți pentru război. <laughs> Revelația. Iar nepăsarea lor naturală face ca și acum, la câteva săptămâni de la intrarea în război, să fie tot așa de în afară. Ai citatul ăla în care zice că conducătorii românilor nu sunt buni de nimic? Stai ca da. Și de Brătianu că acest om ar biciuit? datui. Uh, ăla cu Biciuitul cred că nu. Good. Dar am aici o chestie super faină, fiindcă. Ce descoperă hmm. uh, Bertlo oripilat este gradul de corupție dezastruos. Deci este șocat. E genetic. La este șocat român. Da. să vadă da. că politicienii români da. sunt, uh, își cară butoaiele cu murături și cu vin în Moldova în timp ce soldații lor n-au, -au cu ce să fie transportați acolo în uh, evacuare. Ce voiai să mănânce, să, mă? Să mănânce fără murături în Moldova. E șocat când ajunge Moldova <laughs> și zice la un moment dat va trebui să-i oblig pe români să-și hrănească armata. Să ia, să ia uh, vitele, să le sacrifice și să-și hrănească armata pentru că ei le vând uh, vitele intendenților ruși că le dau prețuri mai bune. Deci este omul este șocat da. de ce ce găsește aici la să, nivelul să uităm, elitei românești. Să nu uităm partea de tă, bătăi din armată. Da, da, care nu mai exista nicio armată de o, o în sută armata, de ani. Nu mai da, era. în armata română, inclusiv în al doilea mondial, soldații erau bătuți, erau bătuți, da, da. Ceea Bertlou, ce în, alte arm în armata germană nu exista să lovească da, soldatul. Da, da. Nu s-a după 1807 la metoda asta da. de bătaie iar Bertlot, vine și îi cheamă pe ofițerii, îi cheamă pe români și le zice haideți să terminăm cu bătaia și își cheamă toți ofițerii din jurul lui, că Bertrand a avut totuși niște merite incontestabile da. în menținerea da, 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 așa da, da, da. și le spune ofițerilor francezi procedați, dați-vă dați exemplu pe voi și insuflați-le ofițerilor români respectul față de soldații pe care i-au pentru că nu exista așa respecta ceva. Respecta boierului în da. față de țăran. Noi vedem în al doilea mondial exact aceeași chestie. Aceeași problemă. E da. ofițerul care vine cu mașină, cu bucătar, cu tot, stă la căldurice în timp ce soldatul lui stă în, stă în, în mâlul ăla înghețat, între da, da, șobolani și mănâncă cadavre. Fiindcă la Stalingrad. s-au da, mâncat da, cadavre, da, cadavrele camarazilor. Da, da. Deci erau Memoriile ofițerilor austrieci în relație da. în armata germană care spuneau: domnule, nu, nu e posibil așa ceva, noi n-am văzut o da. colonelul român noi nu l-am văzut pe front. Aștia da. stau și petrec da. în spatele da. frontului." Pe când ofițerul german, bine, nu neapărat la nivel de general, dar și, și, și generalii coborau. Dar noi la primul, primul război mondial. În... a așteptau cu oamenii în haina coordonat direct. Între o, o, da. o, o, o bătăliile. Și uh, Mackensen la fel. Pe linia frontului el comanda direct să se asigura că totul merge bine. Da, mă, dar era un nemț. Da, deci <laughs> da uite, meseria. uite ce zicea Berthelot despre, despre soldatul român. Sobru frugal, având puține nevoi și mul mulțumindu-se cu ce are. Realist, deși poet în anumite momente, iar înainte de toate un om de bun simț că știe că nimic nu se obține fără muncă, disciplinat de la natură, iată admirabilul instrument de care dispune România. Adică o. Un instrument foarte bun în mâna păstora care ne conduc. Soldatul român, așa pare bun să mă rezistent, dar ofițerii sunt de o slăbiciune extraordinară. Poate au curaj, dar nu au niciun pic de voință. Exact ce ziceam, ei, ei așteaptă ordinele. Ei, e, e mult mai simplu când primești ordine, că poți să zici că bă, ăla e de vină, eu n-am făcut nimic. Da, în, în, în decembrie 16, zice aici, este imposibil să contezi pe ceva. O trupă care a rezistat bine focul este oricând capabilă să o ia la fugă, chiar când te aștepți cel mai puțin. Este exact ce i s-a întâmplat la al alte armate care apăra București. Bine. El pusese armata aia acolo. Uh, da, e, e, e foarte surprins de, de mentalitatea românilor, fiindcă nimeni nu, nu încercă să riposteze și toată lumea este la pământ. Ofițerii români, fiind primii care dau exemplu negativ. Oamenii cu funcții să gândesc mai ales la propriile interese și aproape, aproape deloc la acelea ale țărilor. Bă, zici că suntem oază de stabilitate aici. Nu-ți vine să crezi ce lașitate domnește peste tot. Ceea ce fac românii mi se pare din ce în ce mai penibil. Nu găsești pe nimeni care să fie într-adevăr densă comande. Sunt indivizi fără caracter în care e foarte greu să ai încredere. Ce surpriză. Da. Uh... Cu atât mai mult cu cât unii ofițeri din misiunea franceză, răniți în toamna lui 16 pe front, au fost lăsați acolo a de români. Da. da. Deci ceea ce la francezi nu, 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 exista. da, despre Averescu. Ce fel de om este acesta? Și asta după prima întâlnire cu Averescu. Ce fel de om este acesta? Critică pe toată lumea și se plânge că nu îi se dau mijloacele de a ataca. Dorește întăriri. Este imposibil de înțeles ce vrea să facă cu ele. Oare se cunoaște pe sine? În noiembrie 16, când deja luptele din, din trecătorii Busântoi scrie, Generalul acesta are o idee aparte despre reorganizare, care constă în a dezorganiza unitățile ce îi se trimit. Chiar dacă toată armata română ar sta la dispoziție, tot nu ar fi de ajuns. Uh, mai sunt aici despre, despre Averescu când aude că vrea să intre în politică. Îl, îl mai face Zob. Averescu despre Bertlo. Ca să vedem mentalitatea da, așa. comandamentului român. Și da? da. să ne amintim și de cazul colectiv când miniștrii noștri spuneau că nu avem nevoie de ajutor externe, descurcăm noi. Da? Este care se întâmplase și în războiul de independență 7778. când s-a spus foarte clar că nu e nevoie să ne ajute pe plan medical străinii, chiar dacă veniseră și austro strongari. Ne descurcăm noi singuri, da? Averescu. Am avut o întrevedere cu ofițerii francezi. Nu știu dacă nu vor încurca treaba. Sunt foarte inteligenți și bogați în cunoștințe. Dar inteligență avem și noi. Prea mulți chiar. Și tot astfel și cunoștințe. Ceea ce ne lipsește nou este metoda și simțul practic. Sub raportul acesta nu cred că stau tocmai bine nici deși. Ah, ce, erau, erau mega experimentați <laughs> să... după 2 ani de război adică, aveau și imperiul colonial da, da, adică da, serios da. Oameni, na. desigur au experiența 2 ani de război dar am impresia am impresiunea că le distrăște simțul practic pentru a vedea că ceea ce se aplică în Franța nu se poate aplica fără modificări la noi probabil bătea vântuim uh, da mai vin aici cu niște chestii Adu -ă, aducerea francezilor e, e, e pentru el o, o umilință națională și scrie Cine a avut ideea că aducerea francezilor nu cred că a făcut ceva bun. Eu înțeleg și umilința, dar cu folos real. În cazul acesta ne-am umilit și nici nu văd, nici nu prevăd compensațiunea. Asta e Brătianu, aluzie alu alu la Brătianu, care e, e el celuse. Da, ă, era nervos Paverescu ă, pe Bertloff, fiindcă ăsta mergea pe front și dădea ordine, chiar ordine contrare celor date... De către, de către români și îi numește pe ofițerii francezi de Dace. Uh, și zice nu admis să se discute să, pui, să să se pună la îndoială arătările mele dacă am spus că este nevoie de ajutor, înseamnă că este într adevăr nevoie. Aceasta este chestiunea de fond. În ceea ce privește cea de formă, aș dori să mi se spună oficial în ce calitate se amestecă ofițerii francezi în chestiunile de comandament. Aveam numai cunoștință că sunt admiși și a ne ajutat cu experiența lor de război, dar nu mi s-a spus că pot să, amestec, să, să amestec în comandament. Deci e clar că au și Ia. fost niște chestii obiective aici, la un moment dat, între, și să nu uităm ceea ce zice și Bertlot. la un moment dat, că fără regină, misiunea franceză se ducea dracului înapoi, în toamna lui 16, și nu mai stăteau să discute cu, cu indivizii ăștia. Fiindcă regina era cea care îi aducea pe Bertlot și pe comandanții români, F pe Ferdinul, băga nimeni în seamă. Nu, nu avea da. -avea, carismă, de... da. avea nimic. Era doar rege. Și nu era Carol. La naibă. Carol i-ar fi adunat pe toți și ar fi. Da, da. I-ar fi bătut așa ca în, ca în animate. Regina a fost cea care a ținut misiunea franceză acolo și care i-a pus pe ăștia să discute unii cu alții, fiindcă altfel nu discutau. Că adică vedem ce știu aici. Și astea sunt chestiile care vorba aia, e, ajungeau publice. Dar, e... minte, ce ori fi gândit, sau poate și-au spus unii A, Averescu era și foarte frustrat pentru că el considera că e cel mai bun ofițer român da. și că el ar trebui să fie șeful armatei române. Da, Faptul că Brătianu l-a dat la o parte, l-a pus întâi pe Iliescu, pormă l-a pus pe Prezan, numai pe el nu. L-a făcut să fie și foarte colțos cu, cu ăștia. Da. Uh, stai să vă ce mai e pe aici. Băi, nu mai știu ce e pe aici. Da, deci uh, ideea este Uf, că armata română ar se dezintegrează. Multe, fi multe. Da, bine, acum și noi cât avem? Două uh, da. Despre 1916. Așa. Hai să, Deci armata română se dezintegrează, uh, fuge spre Moldova, uh, are loc o retragere. Marele noroc este că nu există drumuri, începe ploaia, da, începe nisoarea, se transformă da, niște mocile da, din alea. Și asta și pe... Vorbesc nemții, și zic, sunt niște. Bă, drumurile se transformă în niște pâlnii de noroi fără fund în care se afundă cu totul ăia acolo cu, cu tunuri, cu alea. nu zice, mai pot să... și pe frontul de vest la, la, la de ele, erau, dar nu mai știu care, care din, din, care tabără a zis. Da al cincilea element era, era noroiul. Bun, ideea e rom Românii fugă atât de tare încât nemții nu mai reușesc să-i ajungă la un moment dat să se, se rupe legătura da, pres, dintre. În așa, sudul Moldovei și în dar sudul sudul Moldovei. Mișcă. Și, da, și pe, acolo în sudul Moldovei, PAC dau de armata rusă, pentru că între timp țarul trimisese da. un milion de soldați ruși să preia frontul din, din Moldova care Cam, în anul următor se vor bolșeviza. Bine, rușii uh, și-au adus aportul atât defensivei din 16, cât și defensive din 17. Și să nu uităm că ei mai țin și Nordul, zona Bucovinei și Galiția. Fiindcă altfel uh, România nu ar fi ajuns la cele trei județe, ci ar fi ajuns la nimic. Ar fi ajuns la Odessa. Da, oh, da, 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 dacă ar fi ajuns. C Au vrut să evacueze. Păi Bun, cam acolo ar fi ajuns foarte fa familia mal. regală, dar oricum, ca să conchidem, 16-le e un an, un an, de jale. Un dezastru o absolut. catastrofă de și un dezastru și o umilință și... În patru luni pierdem două treimi din țară, da. pierdem resursa de petrol și extrem grânem, de da, importantă da, la nivel da. mondial, nu numai da. la nivel european. Dobrogea. Cu la mare. Pierdem bărăganul cu toată, da. uh, toate grânele de care vor profita în următorii doi ani germanii. Să nu uităm că uh, sunt ofițeri britanici care aruncă în aer soldele de da. comando. Zona ești, mist, da, izai, da, da. Și se duc să facă faine. ei cu mâna lor pentru că românii nu vor, se fofilează, nu mm. vor să arunce în da. aer, nu vor să. într nu, nu e de înțeles, da. Eu nu spun că, că e bine sau rău, relatez doar acum niște lucruri. așa Despre asta poate vorbim vorbim altă dată. Uh, mai avem cartea. Mai avem cartea. Aș vrea să vorbesc și despre cartea care de fapt vizează tocmai uh, ce am vorbit noi în episodul ăsta. Da, e o carte uh, pe care am redactat-o când încă eram redactor la Editura Humanitas. Se numește Retragerea de, de în... Ștefan Zeletin. Da, Ștefan Zeletin, un mare economist român, foarte celebru în perioada interbelică, atașat Partidului Național Liberal, nu membru, dar era Simpatiză, de gândire liberală. Și cu relații în domeniu. Este ofițer, e moldovean, El Cică. Uh, sau mă rog, vine, vine cu trupele moldovenești și e foarte fain partea de la început, unde, unde vorbesc soldații pe tren. Uh, de deja e spargerea din din, din uh, trecător, vedem octombrie, deci deja erau sparte ca toate. Și e foarte fain că volumul începe cu soldații din Moldova care zic, a bă, sudiștii ăștia nu sunt stare să facă nimic. Lasă că venim noi Moldoveni <laughs> să le arătăm cum trebuie să te bați. Și urmează o chestie de toată jalea. Fiindcă omul omul comandă trupele în retragere, îi se poate urmări foarte clar toată calea, de unde ajunge până unde ajunge înapoi, până unde se retrage, avem multe exemple cu ofițeri care vin pomădați, aranjează bărbieriți, parfumați cu conecelul în mână și cu șoferul lângă, ieșind din casa încălzită unde tocmai a mâncat. Spune, dacă nu vă băgați acum înapoi la asalt, vă execut pe toți. E... La un moment dat ai impresia că citești o chestie așa psihedelică, o chestie fantastică, fiindcă nu poți să-ți dai seama că într-adevăr în halul ăsta poate să fie dezastru din 16. Și asta vine de la un om care pur și simplu era acolo, care nu are... A, uh, sunt multe, multe blesteme și înjurături la adresa uh, conducerii României, inclusiv la adresa familiei regale, că de uh, asta șefii am, șefi... Asta am întâlnit-o și la memoriile capitanului Magiaru, nu este Virgil Magiaru, uh -huh. este... Uh, un alt așa, locotenent uh, merge cu povestește cum intră în Transilvania, bucurie, întâmpinați de populația română cu flori, entuziasm nu știu ce. Uh -huh. După care începe retragerea haotică și, o, de asemenea, tot drumul putem urmări cum se retrag, ajung să se apere singur nu știau ce au de făcut, da. sunau ofițerii superiori să Bă, vă băgăm, vă împușcăm, vă nu știu ce. Curtea Marțială, și aici la față. Asta Deci un haos absolut complet. Cortileria română care trage propriile trupe, cu trupe trimise să atace pe nu știu unde, care se întorc apoi, fiindcă nici nu mai au hărți, nici nu mai văd, nici nu mai știu, habar n-au. E, haosul de pe lume. Haos, nu-ți vine să crezi că într-o armată a unei țări se poate întâmpla așa ceva, unei țări europene. Fugiau. Dar nu uităm la ei, hai. E, măi, da, deci era, era ceva luat de, la de nedescris. Oamenii subnutriți, analfabeți, uh, neinstruiți, ne... ne erau, da, nu, nu, știau în să 16, folosească. În 16 nu aveau pentru ce se bată. Sincer. Ei, ei se 17... pentru Transilvania. Pentru Transilvania e, au luptat. Iși, așa că Transilvania ce? Că chestia aia care ce? Măi, ei vroiau. Era această eu, chestie. Eu au da. foarte mulți oameni Exact carpatici, foarte mulți români exacarpatici care nu știu exact care e faza cu Transilvania, fără glumă. Oameni care n-au călcat în Transilvania în viața lor. Da? Dau impresia că ăștia știau ce în Transilvania. E, din memoriile pe care le-am citit, asta am dedus. Memorile, e... memorile sunt de la ofițeri, nu, la ofițeri, nu de la țărani. Da, da. E, și asta e adevărat. Dar impresia că țăranul știa ce e Transilvania? Ce e da. în Transilvania? Da. Țăranul care cu ocazia asta ieșise prima oară din satul. Exact, lui. văzuse probabil da. trenul și văzuse niște E, hai să zicem că în orașe mai erau, și în orașele din sud mai erau. Dar vedea orașele transilvanene, care până afară de București... Da. Deci asta este cartea o găsiți în librării, da. dacă vreți memorii jurnale, colecția memorii jurnale. Online. Online. Online, da, este seria asta foarte faină de la, de la, de la Humanitas, apropo de centenar cu memorii de la oameni politici și ofițeri și așa mai departe din primul război mondial. Citiți-le pentru că o să vă schimbați Merita. părerea despre. Adică o să înțelegeți mult mai bine ce s-a întâmplat cu România în Primul Război da. Mondial, dincolo de clișeul ăsta care ne-a nebunit 40-60 de ani. Domnule, Primul Război Mondial a însemnat pentru România mărăș, mărășe și oituz. Nu, nu, nu a însemnat nu. asta. A, ia, ia, ia. Războiul a început în 1916, a fost o catastrofă națională extraordinară. România a pierdut. După Serbia, cea mai mare, uh, cel mai mare procent de populație dintre uh -huh. toate țările participante la război, da. după Serbia, în condițiile în care noi, de fapt, am luptat un singur an efectiv, din uh, da. vara lui 1916. Până în toamna lui 1917, toamna. după care s-au sus, suspendat luptele. După care, mă rog, s-au s tot regatul s cu, șe... cu bolșevicii. Da, dar n-a mai existat da. lupta efectivă da. cu germanii și cu austro da, 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 da. da, Deci e o catastrofă de, de, neimaginat. Ok. Da, și bă, apropo de mărăși, mă toți ca să ziceam că ăștia n-aveau pentru ce se bată în 16, 17 aveau pentru ce se bată, fiindcă în sfârșit se promisese pământul. Vorbim de o țară feudală care vrea să devină modernă. Și care are, un noroc absolut demențial în 18, absolut demențial, după, ca, după, care un noroc politic la Versailles, după care o jale în perioada interbelică care duce la anul 1940. Da? Să, să nu da. uităm. Să nu uităm. Că asta, să asta sunt niște de chestii de legate, acolo. toate. Da, toate da, da, e o continuitate. Din în păcat. regulă, prieteni, vă mulțumim. Iar am vorbit de o oră și... <laughs> păi ăsta e blestem. mai înainte am început. Andrei de Pugăceaș, acum mergem pe subiecte mici. Andrei Pogăceaș, doctor în istorie și Mateu Udrea, jurnalist. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la, da, la episodul ăsta. Da comentați și înjurați-ne, bineînțeles. Ziceți-ne uh, unde am greșit, dacă da, am greșit. Da, da, Dar ziceți-o frumos. Știu că o să ne spuneți... Hai, pune... Hai să facem un concurs. Cine, cine ne indică... Cine ne indică greșeli, primește o carte. Ok. Să zicem una dintre cele da, prezentate. Da. E foarte bine. Da, fr frumos, trei frumos frumos prezentate până acum. Este asta retragerea da. lui Ștefan Zeletin. Păi că în prima avem Așa. deja o, o în, dudă în, mare. În, în nu, nu, nu. În prima, în prima, în prima carte... cred că avem cu regele la Îngropat sub, sub. Da, da, da. Am zis Henry și era da, Așa. Da? Asta deja s-a scris, deci avem câștigător. Da, de da, da, așa. Uh, nu, da ziceam care sunt cele trei cărți de până, ah. până acum prezentate. O avem pe asta, o avem pe aia cu furtuna. Uh, furtuna de foc? Furtuna din Iad. Uh, furtuna din Iad. Da. Da. Așa. De la, de la Corint și uh, avem otomanii, otomanii de la, la, la Humanitas. De, de, de. Stai, haide că uite, avem 2 minute și 14 minute, hai să te întreb repede. Te... Măi, scrie uh, Byron uh, otomanii că ăștia, când au avut loc bătăliile de la 1400 cu 1444 și cât, cu uh, maghiarii, Așa. maghiarii s-au prezentat cu niște armuri, erau din cap până în picioare în fier, și ăștia, otomanii, efectiv, nu puteau să le spargă armurile. Și că inclusiv Iancu de Hunedoara are un moment din ăsta critic în care cade de pe cal, îl atacă, îi lovesc cu săbiile... Dar nu la Varna. La Varna am nu înțeles. la Varna. La, la Varna, Varna, am la Varna eu nu am găsit nicio sursă unde cade de pe cal. Deci asta scrie așa și îl salvează, ea intervin după aia, uh, intervine garda lui și îl scoate din mâinile. Dar în, e un moment din ăsta critic în care cade. Cred că, aia... că o să Kosovo 2 eventual. Dar la Varna eu nu ți-l să fie asta, căzut de pe cal. Bun. Nu mă contează, rău. că e vorba de 2-3 ani, nu se schimbă revoluționa armamentul în ăștia ah. 2-3 ani cât au fost. E reală povestea asta? Veneau ăia cu niște, erau cavalerii occidentali Depinde... mult mai bine echipați decât otomanii? Depinde de tipul de trupe cu care te bați. Acum, normal că Iancu și cu Gașca lui, cu așa. baronii și uh, unele trupe de bodyguards, ca să le zicem așa. De fapt, ăsta e termenul folosit da, și, da. În, și în literatura anglosaxonă. Erau, îmbră... erau uh, în armurile alea complete. Uh, Otomanii nu au, au armuri metalice pe ei, dar nu sunt atât de complete și nu sunt platoșe, ci sunt mai mult cămăși de zale sau uh, armuri compozite cu uh, zale, cu lamelar. Cu ele, cu cu nu știu ce, cu... Da. Și alea sunt foarte bune și sunt foarte mobile și alea. Nu sunt atât de, uh, de solide ca astea. Depinde și cu cine te bați. Cam, dacă luăm o, o spadă medievală europeană, ia, care nu are 15 kg, cum zic mulți, mi-au și scris unul la un podcast, ce mă spadă de un, de un kil jumate, du-te domnule la muzeu, băi eu mă bat cu alea. Știu că are o armă din aia, dar 15 kg, unde n-ai văzut ridici 15 kg, că spică mâna. Uh, spada medievală e făcută să plovească, să spargă, să împungă. Sabia, care este curbă, aia este făcută pentru a tăia. În general, indivizi care nu au armură pe ei, fiindcă lumea asta caldă, da. Anatoliano, Nord-Egiptean... Da. se bătau la 40 de grade, îndebuneau da, că trebuie da, să aibă da, pe ei, da. dar nu toată lumea are, da? Deci, alea sunt făcute uh, ca să taie. Am normal că dacă vii o sabie din aia împotriva unui cavaler occidental care are spadă, scutul deja secolul 15 de pe la jumate, nu mai e folosit, sau chiar de dinainte, de jumătatea secolului 15, fiindcă ăla se poate apăra fain, frumos, cu... Se poate apăra chiar și împotriva unei spade. Dar spada va lovi mult mai tare decât lovești o sabie. Are altfel centru de greutate, merge altfel. Trebuia să-ți găsească o parte unde. O deschizătură, O deschizătură între bucățile de armură. Da. Și aici, probabil, pe interior mai lăsau, mai rămâneau bucăți libere. Acum, nu erau stați toate armurile astea. Tu puteai să-ți comanzi, în funcție de cum aveai și tu chef să fii echipat. Uh, trebuia să fii în stare să-ți iei toată armura pe tine în, înainte să intre în luptă. Da. Unii nu apucau, da. de exemplu. Da. Na. Deci, da, de aia zic, eu nu ți minte să fi căzut de pe cal. Da, mă duc și mai studiez, că cine știe. Bun. Bine. Să da, vedem păi... data viitoare când. Din nou vom zice că nu ne lungim atâta. De data viitoare ne vom ține de cuvânt. Da, da. așa. <laughs> Bine, vă mulțumim. Bun. Uh, o zi bună în bun. continuare.